Tot ce are nevoie tot ce are nevoie o pisică e într un șoarice. Deci un șoarice conține absolut tot ce are nevoie o pisică să -l... Serios? Da. da, un șoarice întreg. Da, n- da, da. cu, cu, cu oase, cu oase tot, da. Pentru că de exemplu, în creier sunt niște substanțe în astea, taurină și niște chestii de astea în care nu se... nu, cred, Și, și în, 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 organe. în organe. Da. Și astea sunt adăugate de obicei în hrana pentru pisicii. Trebuie adăugate. Ce că dacă, că... dacă mănâncă numai carne crud, așa, nu, nu primește. Da, și plus că mai o chestie că dacă îi dai numai, că sunt oameni care sunt obsedați, să le dai la pisici numai hrană așa, deci de ea le toacă ficat cu vin, da, cu, da, da. cu, cu, cu așa, cu așa. Și am vorbit cu, bineînțeles, când am, merge, nu? Merge, da ah, Am da, pornit da, 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 Ok Am pornit, așa Cu nutriția la pisici nutriția Când la am pisici. fost la, prima <fie> când am fost la un veterinar, eu eram genul la domn nesuferit, care știa tot de pe, dintr-o da, de... da, da, seară da, da. de pe Google, știi? Și l-am luat pe ăsta pe veterinar, păi da, da vedeți că pisicile, că ele așa și să le dai hrană și și omul a fost destul de ok, adică s-a uitat așa la mine, e un dăla de asta pe Google. da, <laughs> da, 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 da. Și da. mi-a zis că, bă, da, teoretic, da, dar practic, zice, pisica voastră stă în casă, nu? Da. Pe păi zice, pe păi dacă o hrănești numai cu carne crudă și cu organe crude și așa, e de parcă îi dai cherosen și nu are unde să-l ardă. Da, da, pisicile, da, da, da. asta e teoretic rana lor. Perfect. Dar trebuie să, vân, trebuie să Dar teoretic, pentru Da, un... teoretic alergă toată ziua ca să prind un de -la. Nu stă în casă pe canapea și după aia îi dai... Mi-a plăcut foarte mult vorba Cherosen și după aia stă la loc nu pe canapea și... Da, da, da. după aia n-are -ai unde da, să să Mie mi s-a... Mi părut întotdeauna amuzant că noi am alterat cum lanțul trofic, că o pisică niciodată n-ar fi mâncat o vacă. Aia era gluma mea. Cred da? undeva că undeva. Dar mi se pare extraordinar, pentru că e atât de exact, ciudat asta O, o mea. pisică care mănâncă da. o vacă. Vită, da. Da. <laughs> da. da. Carne da. de vită. Da. Exact, în... exact gluma asta avem. dar de mult nu știu dacă e pe undeva, nu știu dacă e în vreo bucată pe care am pus-o pe net. Da, e bună, e, e foarte tare chestia asta. Da, că avem asta, că, vezi o, că nu vezi prea des o, o, o muță care pândește o cireadă, știi. Și... Pune o un vițel mai bolnav, așa, și după aia îi sare la, la bregat și după aia o lună are ce măcar da, da, e... da, 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 da. Și îl și păstrează pentru, pentru mai târziu. Am văzut și la, tot așa, m-am tot uitat la toate documentarele de pe Netflix cu animale. Ceea ce, ex, mie mi îmi plac la nebunie chestiile alea. Uh, erau, erau doi lupi și tot așa nu puteau să vâneze. Deci, animalele în mintea mea sunt mai proaste decât, uh, adică, în realitate sunt mai deștepte. Eu le credeam mai proaste cumva. Mm. Dar, de exemplu, erau doi lupi care vânau un vițel de la bolnav și s-au adunat toți, nu vițel, buffalo de la, nu știu, bivol. bivol. Și s-au adunat toți și l-au înconjurat pe la mic și iau așa și au făcut, iau cu curul la vițel în mijloc, era asta, și atunci nu se putea băga niciun, și animalul Nu se putea băga niciun ce Lup, să-l atace A, că a apărat turma Turma apărat da, apăra da. Dar da, să știi că eu din câte am văzut ăștia bivolia de apă sau nu ce Sunt super violenți Adică da, uh, da, da. se bat da. foarte grav cu lupi și cu astea Adică nu, nu se dau în spate Cum au venit da, lupii da, 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 imediat da, sub da, 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 da. da. Și eu luat, luat în coarne Și el are o tonă da. E... Da. Se pare super șmecher. Și cu lupii, cum se organizează între ei, e, totul e. Și de aia ziceam că am făcut, am vorbit și la podcastul celălalt, că eu niciodată nu știu cu cine să țin, că parcă aș vrea să trăiască și ăsta și ăsta. Da. Știi? Și atâta de ciudat că te uiți, acum lupii nou ce mânca și pui ăia, așa de drăgălaș, vezi cinci pui de lup și ăia o să moară. Cești? A, e. Da, după aia, când vezi că vânează um, căprioara aia, um, exact, zice, căprioara. Dacă exact, exact, da, ce să moară căprioara. <laughs> da, da. E, uh, de exemplu, sunt oameni care au sănătate de nutriția la pisici sunt uh, niște oameni care, uh, pentru că ei sunt vegani. Mm. Consider că ar trebui și pe și pisica lor să, pisica fie, să vegană. fie vegană. Da. Apropo de cât de mult înțelegi din animale, mi asta mi se pare ultima formă de idioțenie. Deci ultima formă de idioțenie. Să consideri că un animal trebuie să mănânce conform normelor dame. tale da. morale, că până la urmă, despre asta e vorba. Că nu cred că sunt prea mulți oameni care sunt vegani fără nicio urmă de componentă morală sau ideologică sau cea. Nu poți să cred că pur și simplu, strict nutrițional, tu ești vegan. Nu cred că există așa ceva. Și deci tu să-ți impui uh, ideologia și morala asupra unui animal, frate, este incredibil. Mai ales în condiții în care nu cred că poți să fii atât de divorțat de realitate încât să crezi că pisicile sunt vegane, e ca în sărbăcie că sunt vegane. Deci cum, cum poți să crezi că un animal care nu are Dar sunt curios, se întâmplă, că, adică știu, moare se dacă, se dacă... Cred da. că moare. A, nu, garantat moare. Pentru că ele sunt... Uh, uh, nu știu care e termenul român. Am, uh, -am văzut numai în română. Uh, L-am văzut numai în engleză. Obligate. Obligate carnivores. Adică nu mănâncă decât carne. Există? Da, obligate carnivores. Am auzit o chestie de Jordan Felinele Peterson de că mănâncă numai, numai vită. Jordan Peterson. Da. Mie mi se pare la fel de retard ca și veganii, Așa e, Este e, exact e, e retardare de sens invers. A, exact, exact. Dar a spus că foarte, nu știu, m-am uitat la chestia, că am auzit, mi-a spus, e, tot la geolog, n-a spus chestia asta. Și a spus că el acum, din cauza că avea o grămadă de probleme uh, 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 de sănătate, mm. a Auzit el o chestie cu carnea de vită și o să mănâncă doar carne de vită și are, face chestia asta de aproape un an și o să se simte mai bine ca niciodată. Mm. Bă și foarte putem să poți să o arci o capă internet așa nu putem ști dacă e adevărat da da poate s-a că ar fi un lucru mișto de e o idee mișto pe care să o zic asta că eu mănânc doar carne de vită. Dar nu pentru înțeleg. că de... mi, mi se pare o idee mai mi se pare din punct de vedere nutrițional mi se pare o idee mult mai bună să fii vegan decât să mănânci doar carne de vită, da, pentru că da, dacă da. ești vegan mănânci totuși încăcat mai multe lucruri, adică ai o nutriție diversificată pe când dacă mănânci numai carne de vită. E, e ciudat, este nu știu, m-am uitat imposibil și nu. să supraviețuiești doar pe carne când, de vită. A, când am văzut Dar chestia faci aia... bută în pula mea, da, da, și da, corbut. Da, da, De unde ții vitamina C de carne de vită? A, <laughs> da. Și am, uh, am început să-mi început să scadă puțin din credibilitatea pe care eu o acordam de când am văzut că chestia. Pentru că doar carne de vită. Da. Am zis, bă. Ceva e dubios acolo, nu știu. Nu? Da, ți-a zis. Că e, e foarte dubios. Ori, ori minte. Ori, ori nu minte. sunt eu rezistent la. la informații nu, da, ori, minte, ori minte, ori nu minte. Și dacă minte e nasol că minte, și dacă nu minte, e idiot că mă gândesc <laughs> da, la acel aspect. E, da. e luz-luz situația, da? Nu, nu, nu cred. Și din cauza că vine din partea lui, bă, da e ok să faci asta? Că eu îl consider ok că ia multe decizii bune și are un așa și pe ce mă gândesc, bă, dar eu chiar eu, nu cred că e ok. Băi, eu sunt convins că nu că e ok, așa fără e... să am studii specialitate, sunt absolut convins că, că nu e ok, pot okay să mănânci nu numai, da. carne de vită. Și carne vită. de vită. Da. Orice fel de carne da. e nu pot să spui mâncă numai carne. Asta, nici măcar asta nu poate, asta încerc să spun. A, a început scandalul. Nici măcar, nici măcar pisica nu poate să-ți că dacă mănâncă numai mușchi. Da, asta, spun, da. asta, spuneam că sunt, și niște, substanțe, sunt niște substanțe, în, în, organe și în creier și în astea, și în ochi. Sunt niște substanțe de care Serios? are nevoie care sunt, sunt în ochi, da. Deci nu dacă mănâncă numai mușchi, până și pisica are probleme de nutriție. Și e, sens, e obligat care că adică nu trebuie să mănânce altceva decât alte animale. Da, da, și până da. și asta ar dacă mănâncă numai mușchi. Cum s-a gândit Jordan Peterson că omul care e omnivor ar putea să supraviețuiască numai pe nu știu, dar nu pare sănătos ce face. Mm. Da. Și am mai văzut chestia asta, nu știu cât de adevărate chestiile astea ar trebui să, să mă uit, de că acum vor să, înlocuia, vor să nu mai omoare o atâtea vite că poluează da. și e o da. problemă mare și au început să facă carne în laborator. Și știi că o au și Freddy acum, mm -hmm. mai fac experimente, deci da. cresc celulele și. Și uite, atunci, că eu tot încerc să mănânc mai puțină carne, că n-ai. E bine să nu mănânci foarte multă da. carne. Mai ales că la noi se mănâncă extrem de multă carne. Da. Și. Acum n-aș mai avea nicio frână în a mânca carne dacă știu că e crescut în laborator. Că dacă... da, mă gândesc că așa, dacă tot crești carne în laborator, nu poate să crească o carne foarte sănătoasă. Adică, dacă tot o crești în laborator, de ce n ai crește-o, nu știu, să conțină mai multe substanțe necesare, să nu aibă anumite chestii care nu sunt. Pentru că în momentul în care o crești separat de tot sistemul da, animal Da, o poți izola cum... Poți să-i bagi diverse Se orice. poate să nu mai fie atâta de, de nocivă. Se după aia, să fie carne, gen carne cu beneficiile avocadoului. Să, fie, să aibă Bași tot ce... Da, sunt crucișezi. Și să aibă 10 calorii pe 100 de grame. Două, două calorii. 2 două pe calorii. Calori pe 100 de grame. Uh, să pot să mânc în continuu. Tot, tot ADN-ul din avocado și... Da, și gust de ciocolată. <laughs> Cât de frumos ai. Ciocolată cu două calorii, pare că mănânci friptură. Uite, exact, asta e whey protein. Întotdeauna mi-am imaginat când vedeam, era în, uh, Dragon Ball, deci puneau câte o pilulă așa într-un aparat și ieșea o masă plină. Da, asta e o fantezie pe care am văzut tot prima oară în... Uh, un ceva serial se dar nu mai țin minte, când eram puștan, am văzut prima oară da, asta cu Și în, în, în Back to the Future aveau o chestie de genul. Da. Și mi se pare, uite, proteinele ar fi ceva de genul că se bagă, se face din, depinde din ce face, dar să lea din whey care e din zăr mm. și bag o grămadă de chestii, toate vitaminele de la ala zăr. Da, zăr. Se, se zice zăr. Da. Oh, citesc acum, doamne, citesc acum, e o carte de language instinct. Și tot ce face chestia asta este să-mi alimenteze nevoia mea dubioasă de a inventa cuvinte. Așa. Pentru că el spune acolo în carte, e tipul Steve Pinker, o sper să nu greșesc. Ai zis zăr. Da. Este complet ok să inventezi cuvinte. Am argumente. Se. da, oamenii nu reacționează Bă, hai să, hai să ne lămurim și ce înseamnă să inventezi un cuvânt. Că una e să-l inventezi și alta e să, să pronunți un cuvânt care există într-un mod nou. Aia nu cred că intră la inventat cuvinte. Adică da. Dacă vreau să zic la un scaun, scaun. Păi, da. n-am inventat cuvântul scaun. Nu, dar dar zic aiurea cuvântul scaun. Dar ziceam că, Unul la mână, mi se pare extraordinar că limba este un instinct. Spunea că nu e ceva... Adică este inventat, dar este un instinct. Și mi se pare cumva, mi-e greu să cuprind cu, cu mintea exact ce înseamnă asta, dar ceea ce mi s-a părut interesant era că generațiile noi o să schimbe tot timpul uh, limba. Și eu zic că nu există excepție. Ex, excepție, Pentru că copii, uh, când învață limba, cuprind altfel uh, informațiile, adică au cuvintele și le, le modifică tot timpul. Da, și... dar nu există generații totuși. Adică copiii nu sunt conștienți că fac parte dintr-o generație. Sau da, că, da, 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 știu. Copiii se nasc tot timpul, adică. Și nu se nasc în beciuri copii, așa. Că, uai, dădea atâtea exemple în care spunea că noi, adică da, într-adevăr, știam și, și eu o chestia asta, că e, limba pe care o folosim ne limitează. Da, da. Că, că nu putem exprima ce avem în cap prin cuvinte. Exact, adică încercăm tot timpul și de -aia limba tot timpul evoluează. Dar nu cred că evoluează tot timpul că nu, de parcă când zice evoluează înseamnă că tot timpul merge mai sus sau spre un ideal stabilit, sau că se Evol... dezvoltă. Dar da, de se fapt modifică, da. se mutează, se da. nu știu, nu știu, zic până la capăt, că nu. Uh, și ziceam încă o chestie că nu există gen limbaj primitiv. Încă o chestie care iar îmi sună foarte ciudat. Spunea că. Uh, Ceea ce folosesc oamenii, de exemplu, din New York, e, nu poți să zici că, e, și oamenii care sunt într-un trib, nu, nu poți să zici că limbajul din trib este primitiv. Că știau că încearcă să exprime același lucru, dar prin moduri diferite. Și că convențiile acceptate, dar, de fapt, nici eu nu, nu înțeleg atât de bine ce voia să zic omul ăla. Acum îmi dau seama. Adică? E atât de complicat ce, ce, spunea el acolo și acum am dau seama că nu cuprind ca lumea informațiile. Și am zis că eu m-am bucurat doar că nu mă mai simt prost că inventez cuvinte. A, dar n-ai înțeles exact de ce. N-am înțeles exact <laughs> de ce, da, da, Dar o să recitesc și o să mă... Dar oricum, language instinct, simt că in n-am terminat în cartea, dar mi se pare extraordinară. Da. Da, faza cu primitivul se referă la faptul că, ce, că nu poți să le ierarhizezi, probabil, da. În timp e clar că una decurge din alta, adică dacă e o limbă care s-a vorbit în anul 1000 și limba care, aceeași limbă vorbită în anul 1200 și 1400 și așa, e clar că poți să-i zici la aia primitivă, adică în sensul că de acolo a decurs cealaltă, dar poate nu, poate nu e ok să crezi că e mult mai sofisticată limba mai nouă decât aia veche. Da, că spunea că, că din cauza că e un instinct, E doar o formă de a expune ce ai tu la bază și că modul în care o faci nu contează atât de mult. Da, da, lumea, adică lumea în care trăim noi e mai complexă. Da, da. Și atunci da, normal da. că și limbajul trebuie să fie de, mai, devine complex. mai complex. că există chestii, de exemplu, nu știu, tablou și în Africa acolo poate nu au tablouri și ai un cuvânt nou și da. în sensul ăla mai complex. În Africa n-au nimic. Eu cred că ei au trei cuvinte. Au speranță. Pentru... Da. Uh, n nu cred că au, nu că mureau toți dacă au speranță. Da, 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 da. Nu, au un cuvânt, au cuvânt pentru cer, unul pentru pulă, normal, și unul pentru moarte. Și atât de ce, atât au cer, pulă, moarte. Asta e toat, tot, tot limbajul din Africa. Dar sunt lucruri care se știu. Asta sunt lucruri cunoscute, domnule. Bă, pe mine, pe mine, mă stresează foarte tare că nu au ținut oamenii mai mult minte și nu folosesc mai mult asta alu funar cu... Dar asta sunt lucruri cunoscute. Astea... Dar nu mai știu cum zice exact. Dar era chestia asta. Asta se știe, domnule. Nu mai știi. Bă, uite, nu, 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 Tu nu știi interviul nu știu interviu. la. Băi, omule, este, uite, cele mai amuzante lucruri care există. Eu, pe mine mi-a influențat viața și stand-up-ul la puternic. Uh, a dat Funar un interviu. Funar este uh, fost primar al Clujului. Uh, și a dat un interviu la adevărul care a devenit, din mine, mi se pare epic. -am, nu l-am auzit despre Eminescu Einstein relativitate ce explică cum vrei au furat teoria relativității de la Eminescu și au dat-o lui Einstein. Aoleo, nu cred, am văzut chestia, n-am știu că e funar care da, a spus chestia, este e la care spunea că cum i-a furat Einstein teoria relativității lui Eminescu. E la care spunea că Einstein era un idiot, da, și că că era un prost, că nu da. putea să lege două da. vorbe și jidanii au luat teoria de la Eminescu. Și au dat o lui în care Einstein era un idiot, Eminescu era un geniu, că noi știm că e geniu, că de asta îi zicem așa. Deci el fiind geniu, normal că a inventat teoria relativității. Și după aia evrei au furat-o și au dat-o care a zis că e a lui. Și după aia toată lumea acum ce da, Einstein. E fapt lui Eminescu. E super. L-am văzut ăla, l-am văzut pe adevărul. Da. Pe site-ul adevărul, da, da, da. Din și este pe o acolo. Eminescu. Pe planeta Pământ, după fiul Domnului, se situează în ea Eminescu. Deci este... Și era frate cu să zic ceva. Uh, deci, uh, ce, aș, așa, începe bucata asta, că din toți oamenii care au trăit în ultimii 2000 de ani, Isus și imediat după Eminescu. <laughs> Bineînțeles <laughs> că cine a trăit înainte de Isus nu se pun, nu contează. Te-ai născut înainte de Isus, m și încăcat. Nu la mormânt. Nu, nu zici. există. S-a <laughs> născut Isus și după aia, după vreo 1800 de ani, s-a născut și Eminescu. Deci, e, Stai și te întreb totuși, omenirea 1800 de ani n-a putut să producă nimic. Deci de la Isus a fost du în pula mea. Dar pe de altă parte Isus nici nu era numai om. Adică nu poate. Da. Mie mi se pare Eminescu mult mai șmecher decât Isus. Dacă Isus e pe locul 1 și Eminescu e pe doi. și Isus e jumate Dumnezeu și Eminescu e doar băiatul lui Eminovici, da? E clar mai șmecher Eminescu, nu? E versiunea mai nouă. Păi nu, dar e numai om. Da. Adică Isus e pe locul întâi, dar el e jumate Dumnezeu. Eminescu e 100% om și e pe 2. mi că trebuie să fie. <laughs> Înțelegi? Și de asta spun că. E, deci, e, asta e. Cu asta începe. Deci, asta e primele 20 de secunde de interviu. Asta că Iisus, e minescu și atât. Și zice... după aia zice tu zice chestii de astea mega antisemite și mega așa. Și după aia zice, astea sunt lucruri cunoscute, domnule. Asta se știe. Și, și mi-a mi intrat în reflex asta. Și de fiecare din ce o chestie super greșită. Și de asta sunt lucruri care se știu. <laughs> Băi, e. Eu prima oară când am, când am văzut la tot așa, am crezut că e troll, dar după ce m am gândit n are cum să fie un troll nu, Omul e nebun, omul e nebun, e nebun, dar este o nebunie din punctul meu de vedere foarte amuzant Deci mie mi se pare, da. atâta timp cât oamenii ăștia nu au tracțiune foarte mare Adică atâta timp cât n-ai un om din ăsta care e în parlament, da, are da, un partid da, mai da, da, nu E dar atât de periculos. doar un nebun izolat Mie mi se pare amuzant. Da, eu mă gândesc că sunt oameni care îl cred și se duc și vorbesc la o bere cu prietenilor și face și cum, domne, păi. Einstein era un idiot. Uh, sunt mulți Sunt foarte mulți. Îmi imaginez pe toată conversația. Pe păi, cum era un idiot? Și aduce el în conversație, Einstein. Așa, de nicăieri. Da, domne, păi și de unde știi? E, pă, yeah. Scrie în adevăr. Evrei. Se spune că sunt deștepți bulgari, la ce evrei. Știi de ce au evrei naștere mare? Toate sunt lucrători evrești îndreptate împotriva omenirii. Pentru că ai. Da, are mod. Deci, ți tot, tot, interviul a trebuie să... Căutați funar adevărul. Dar la asta chiar trebuie să mă mai uit odată. Da, da, și eu trebuie să mă uit încă o dată, pentru că este minunat, absolut minunat. Lucrurile astea se știu. Lucrurile astea sunt cunoscute, nu? Ce subiecte? Ce... că e multe subiecte. Da m-am uitat pe a ah, și e... mă enervează că de ce că de... efectiv chiar e o diferență foarte am spus-o de o mie de ori dar e o diferență foarte mare dimineața mi-am dat seama că nu pot să... să gândesc creativ e mai mult de procesat informații și seara. că încercam acum zic, să zic să... trebuie să iei perspectiva aia mai cinică la orice spui la orice găsești ca să-i dai altă nu le zice secretele bun, A, pe e... cameră, că după aia află toată lumea cum se face. <laughs> Și faza e că dimineața efectiv nu funcționează creierul așa. Dar seara se deschide o supapă de... de... Aveam... Uh, discutam ieri când am stat uh, la bere în benzinărie. Oh, how very provincial Foarte... Eu. da, da, da. Pentru că, nu știu, n-am mai făcut asta niciodată. Da am mă, în benzinărie era un OMV? Da. Așa se face treaba. Și O sau rom petrol, astea sunt standardul de uh, petrecut timp în orașe mici, unde nu i nimic deschis. Da, da, știu, exact. Da. Mi se pare, mi se pare ok, pentru că altceva nu i deschis, blun da. seara sau. Și uh, am băut o berci, efectiv, se pune ceva în bere, mai okay, eu alcool. Nu, nu, nu. Ceva, o substanță ceva de mi se face mie rău de la bere. Că până acum am băut bere și n-am avut nimic, și acum nu mai pot să beau bere. Nu e de la mine, e de la bere. Da, clar. Sunt sigur. Eu zic să bei des și mult ca să și teoria asta. <laughs> ca să văd, da. Da, da, da. Păi nu poți după un singur, după o singură seară să tai. Deci ce... am văzut după ce beau vreo două beri, încep așa puțin să amețesc. Și <laughs> Și parcă nu mai vorbesc atât de coerent, da, dar, dar nu e, nu e nimic uh, primitiv în cum vorbești. Nu. Nu, nu. nu. doar uh, altfel. Devii, da, pu poate puțin mai primitiv, dar nu mult. Mai. Da, da. Nu știu, are ceva berea nu știu. Uh, uite, și vorbeam de chestia asta. Că de multe ori am, am văzut că sunt mulți stand up care. Uh, toți care au un exemplu de stand up -er de exemplu George Carlin, vor să transmită un mesaj. Că așa se, adică sunt mulți care ar vrea să transmită un mesaj prin stand-up. Și întotdeauna m-am gândit că dacă eu încerc să transmit un mesaj, oricum o să treacă pe lângă toată lumea în mare parte. Că fiecare înțelege cam ce vrea și am impresia că de fapt tu nu poți influența prin mesaj, ci dacă este un om care, pe care l-ai fi influențat, ăla oricum și-ar căuta mesajul ăla. Nu știu dacă m-am explicat, nu știu dacă are sens. Uh, da, eu într-un fel înțeleg. La... Da, uh, în orice caz acum se pune problema foarte mult de trăit în bule. Și despre asta e vorba într-un fel, adică influențe... cred că influențezi, eu cred că influențezi prin mesaj dacă mesajul pe care îl trimiți, pe... dacă mesajul pe care îl transmiți E oarecum uh, altul decât ce se așteaptă oamenii să vină din partea ta, atunci poate poți să-i uh, să influențezi. În sensul că uh, mi se pare, de exemplu, că, uite, să, uh, să zic așa, dacă, de exemplu, tu ai fost mafiot toată viața și ți-ai -ți -ți schimbat viața, nu știu, te-ai pocăit sau te-ai schimbat sau așa, și după aia vii și zici, bă, nu faceți asta, că nu e ok. Mi se pare că mesajul ăla, adică, are o altă valoare decât dacă vine unul care e pacifist toată viața, hipionului și face, peace man, ai nu mai face scandal, da, ok, ce să zice, asta zice, știi, dacă vine a, unul e care... e vorba de credibilitate. Da, și e vorba, da, în primul rând de credibilitate, unul la mână, dar doi la mână e vorba și de, uite, exemplu, uh, uh, a fost acum, a mers virală treaba cu... Uh, viral, până că și cuvântul ăsta, da, lasă. Uh, cu Dan Teodorescu de la trupa taxică, mamă ce m-a da. jurat el PSD-ul. Bă, din punctul meu de vedere, este nu că egal cu zero căcatul, e jenant. Pentru că uh, o chestie de genul ăsta, dacă venea din partea lui Darius Vâlcov sau al lui, nu știu, dacă venea din partea unui om care e în PSD, asta început, de la un om care, de dacă care nu te-ai aștepta să vină chestia aia, atunci poate pentru votanții PSD-ului, ar fi fost un, bă, stai puțin, care e faza? Ia da, să vedem. Asta da, ce să spun. Da, da. Oamenii să nu se aștepte să vină de la... Cum a fost, de exemplu, interesantă chestia cu Gabi care era să crape. Dacă Gabi începea să dea din casă, era, a, interesant. Dar că vine un băiat care are boală pe PSD și mi înjură PSD-ul pe scenă, care da, e valoarea? Da, care da. valoarea? Pentru cine contează chestia Pentru că ăia care sunt cu PSD-ul, da? E da, mă, e un nebun de la un spălat pe ăla de creier, dar că sunt mulți. Zero. Nu cred că, nu cred că există vreun psd care a auzit că Dante Odorescu a zis să vă fut PSD-ul și a zis, bă, stai puțin că e ceva aici. Stai puțin că da, n zice Dante Odorescu cu da, așa, dată. Da, ia, da. Să ve, să mă mai gândesc eu un pic la Oamenii cred că se gândesc ce urmărește omul ăsta. Nu cred că se gândesc, nu le pasă. PSD, 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 și când zic PSD, mă refer acum în principal la votanți, nu la Că îți dai seama că ea că sunt în partid și în baroni și așa, îi doare no, no, fix no, no, lângă no, no, pula no, 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 de Dante no, no. Dar ca idee, deci vine Dante Odorescu, se urcă pe cei ce muie PSD, să vă fut PSD-ul, hoților. Bă, nu-i nimic nou, unul la mână. Nu-mi zici absolut nimic nou, frate. Nimic, da? Doi la mână, cui eu zici? Ăla care sunt de acord cu tine? Bun, și atunci ce ai rezolvat? Ce ai rezolvat? În afară de faptul că tu, nu știu, ai primit niște atenție și poate, ok, te-ai descărcat tu, nervos. Dar ce ai rezolvat? N-ai schimbat pe nimeni, n-ai transmis niciun mesaj util. Dar să spun că e mai interesant mesajul, că adică e mai, uh, nu că e interesant, e eficient mesajul ăla când vine de la cineva de la care nu te aștepta. Dacă vine unul și zice o chestie care... Și plus că mie nu mi se pare că e niciun fel de uh, cum să spun, de rebeliune sau de... Exact risc sau miză să zici muie PSD. A, ah, băiatul cu tăblița a fost scandalul pentru că a făcut-o într-un mod atât de nou că nu știau ce măsuri să se ia împotriva. Da, și a fost interesantă, toată povestea a fost interesantă tocmai pentru că a, 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 cerut o reacție din partea poliției și așa mai departe și ea nu știu cum să -a. A, a fost interesant. Dar mesajul în sine de muie PSD, cui, cui pasă? Uite, muie PSD, na, cu ei pasă Am văzut o memă care descria perfect toată chestia asta. Era unul cu o foarfecă care încerca să taie jetul de la robinet mm. și pe foarfecă scria muie PSD și PSD. <laughs> exact. Exact, asta exact face. Exact. Exact. Da, e expresia unei mulțumiri, arată o tendință, sunt niște oameni în Da, ok, dar Faptul că zici muie PSD nu, nu, înseamnă că ai făcut vreun act de bravură. Nu, deci nu e bravură, că nu da. e periculos. Nu te împușcă nimeni că ai zis muie PSD. Deci nu e periculos. Da, sunt foarte mulți oameni care sunt de acord și dacă te duci în fața ălora și zici muie PSD, a, îl apreciam pe Dan Teodorescu, adică nu că îl apreciam. Era interesantă povestea dacă era la congresul PSD. Da. Cu trei de PSD și eu muie PSD, -și. Și ziceam, muie PSD să vă fut PSD-ul hoțior. Foarte interesantă poveste. Dante Teodorescu la un concert al trupei lui ca zice muie PSD. Da, da. Ce, ce, unde e povestea? Care e povestea? Un cântăreț are opinii politice și înjură exprimându-le. E poveste în Turcia. Da, da în Turcia da. Dacă era Dante cu în Turcia și zicea Muie Erdogan să-ți fut partidul da, ăla, atunci era, era ceva șmecher. A, e, nu că șmecher, dar mă, că era o miză, era ceva, bă ăsta a făcut ceva, că uite poate să-l aresteze, poate să-l bage în pârnaie, poate să... Da, așa? Și de asta spun că, apropo de mesaj, sunt foarte mulți oameni care am auzit asta de multe ori în rap, m-am săturat de câte ori am auzit un în rap. Um atât de multe discuții, atât de multe discuții. Cu între, mesajul? Da, între ascultătorii de, de rap despre mesaj. Foarte, foarte multe discuții. A, aproape toate, m așa ca să zic 99,9% dintre ele absolut am ampulea despre ce repărare mesaj. Dar nici unul, n-am văzut nicio discuție despre a compara mesajele sau a discuta despre mesaje mai mult decât care are, care nare, E aproape un clișeu așa, ăla e rapper cu mesaj. Da, dar care e mesajul? Că sistemul, frate... Inașpa. Păi am pe mesaj, nu <laughs> dacă ai mesajul. Serios acum, mi se pare mult mai folositor un rapper cu mesajul gen hai să ne distrăm. Mult, băi, îți jur, am 37 de ani și am ajuns la concluzia că e mult mai important mesajul hai să ne distrăm că poate îl scoți pe un într-o stare de Da, 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 da. de sistemul, frate, vine și te omoară, frate, și te strivește, și frate, nu dă și bani. Dă... Da. Și ăștia vor să te omoare, frate, așa că tu stai tare, frate. Bă, e un mesaj extraordinar la 15 ani. Mai ții mai ții minte când spuneam că de obicei uh, când vorbești când îi spui, când îi dai cuiva sfaturi, e vocea interioară cu care vorbești și cu tine? Mm -hmm. Și de aia este externalizarea vocii interioare cumva. Da, dar nu, că de cele mai multe ori, asta e faza, că de foarte multe ori repăreștea cu mesaj, arată ca un fel de radiografie a gândirii lor, știi da, așa? Da, da. Bă, sunt destul de prostovani, aproape toți. De asta spun că îl prefer pe la care faci un hai să ne distrăm cinstit, pentru că da, frate, e un mesaj pe care trebuie să audă lumea, hai să ne distrăm. În rest, când zici că ăștia, că dai am și bucata aia, în, aia cu ăștia. Ăștia. M-am săturat, frate. Eu în rep am făcut. Bug. Da, mai da. Pentru că în rep este o obsesie. Ăștia Ăștia vor să. Bo, ăștia te și calcă pute... pe. Trebuie să te lupți cu ăștia. Care? Ăștia să, fi a... să fie o grupare de niște bătrâni care joacă table Păi, cam mai e zis că e internalizată autoritatea când erau ei copii. Îi zic ăștia. Deci, în general, oamenii care zic de masoni și de builder bă, și. e internalizarea unui vecin care mm -hmm. țipa la mm -hmm. el să nu mai își bată mingea fața blocului. ăștia Ăștia, Bilderbergul cine? Ei e și Popescu de la etajul 4 care mi-a spart mie Artexul când aveam 5 ani tu în gură pe ăștia. <laughs> Masonii, dracu. Dar serios că e... Uh, Dar să că, zic că, cu ăștia am rămas din rep, pentru că în rep în general se, vor, adică, se vorbea foarte des despre ăștia și ăștia tot timpul erau o chestie vagă, abstractă, care uh, îți voia rău și tu trebuia să nu fii de acord cu ăștia. Nu era clar nici cine sunt ăștia, nici ce fac clar, nici ce ar trebui tu să faci clar ca să lupți împotriva ăstora, dar era treaba clar. Ești tu contra ăștia. Și de asta zic că în momentul în care îmi zici ăsta e un rapper cu mesaj, uite mesajul, și îmi zici că mesajul este futui păștea, sunt bă să mă ies, dar accept că are un mesaj, dar nu e prea bun mesajul. Și, de asta, și asta apropo de știi? Plus că e cam același part. mesaj, da. Și în stand-up la fel. Frate, n-am auzit în stand-up vreun mesaj în afară de cu biserica asta, e o obsesie în stand-up cu biserica. Toată lumea e crede că e edgy, zicând de pop și de biserică, eu nu știu. Ce. Bă, frate, nu știu. Am auzit acum de curând o chestie care mi s-a părut foarte interesantă, că zicea cineva că pentru puștani acum, alt rai tu is the new rock and roll. Bă, și e adevărat, frate, no, pentru no. că Jonathan Pai da, foarte mișto Jonathan Pai. Apropo, să nu cautiți. știu ce, ce face tipul. Face niște clipuri, face niște clipuri, renturi. Are niște renturi, dar foarte, foarte mișto făcute. Ăla, primul. Și... <gasps> îl știu, e șmecher tipul da, ăsta. Și avea dreptate cu asta cu alt rightist de New Rock and Roll. Pentru că, bă, adolescenții vor să se răzvrătească. Și vor să fie cool și alt, Adică fiind altfel. Și mie mi se pare și în momentul ăsta, exemplu, dacă te urci pe scenă și vrei să fii altfel, apără în biserica. Aia e altfel. Pentru că tu vrei să fii șmecher Azi, și... Duc la open mic. Da. Edgy. Vrei să fii edgy și nebun, da? Și zici o chestie pe care o găsesc pe, în 14 posturi pe Facebook, într-o sută de bloguri zisă la televizor. Asta, asta Ăștia... face ăsta, dragonul. Da. Păi, din cauza asta e, adică, uh, 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 cum să spun, uh, uh, Dragonul și cu Cedric și cu uh, toată secțiunea aia, uh, de asta au inspirat atât de mulți puștani. Pentru că au simțit și ei că e ceva altfel și când ești puștan, asta vrei. Asta vrei și ăștia au venit cu un mesaj. Apropo de mesaj, ăsta e un mesaj foarte fresh. Întâmplător nu sunt eu de acord cu el, dar mesajul e fresh da, în da, scena da, muzicală. Da, da. Și asta atrage puștani, la fel și alt tu. -right da? Că toată lumea e în vest, nu la noi. Toată lumea e oarecum de acord că, bă, oarecum, da, political correctness. Nu extrem, dar oarecum acolo suntem. Și când vin unii care trag în partea aia, altă, un pic, ghiși o să fie cul cool pentru puștani. Normal că anti -ul. Al traitul e anti-establishment, cum ar veni acum. Da, Și puștea da, tot timpul da. să tragă la anti-establishment. Și ai impresia că o să se tot schimbe, adică se duce, e ca un pendulum, da. se duce așa, după ce da. aceea înapoi, da. după aceea da. așa. Normal. Normal. Pendulul era, era momentul să înceapă să o ia în partea altă, pentru că semințele politică ale corectnessului au început de prin 70. Da, da. Și a tot crescut 80-90 ani, am florit, în 2000 a explodat, iar acum este... Invers. Establishment. Și deci normal a, de eu acum... Trump. Da, Normal că acum se sădesc semințele uh, anti-establishmentului care este political correctness. Uh, și apropo de asta cu Dragonul și cu Cedric, da, acum este, uh, cum se spune, a venit un, 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 val atât de clar, de atât de multă vreme anti-biserică, încât e normal că trebuie să existe și o contrareacție. Da? Dar, ți mi tot am mi se pare interesant în orice formă de artă răspărul mi se pare că în momentul în care faci artă, în care îi zici unui om exact ce crede și ce știe, bă, ar trebui să o faci într-o formă atât de captivantă. Pentru că ți-am zis, e ca stand-up. Mi se urcă al 14-lea băiat pe scenă să zică glume cum că popii de fapt vor să facă bani. Du-te-n pula mea, mai cu tremura, cu... Cum? Ce? Ce? Hai mă, că ăștia de fapt nu, ei nu cred, ei sunt mai mult pe bani. du tu cât de edgy poți să fii? Da. Ai tu curajul să zici asta în public? De <gântu -i> asta îți spun că, mă rog, mesajul nu înseamnă, e de multe ori judecat în modul, ai sau n ai mesaj. Cu ai, ce mesaj e? Am băut iar cafea și luat vorba. Da, e foarte, e foarte, nu, nu mă bucur. E... Eu să așa, a zis, mintea parcă e pusă pe frână. De la beria, băi, eu bagă ceva <gântu -i> în bere, mă, e efectiv. Știa, e, Adriana Mahmuțeanu? Da. Da, bagă, nu știu, alcool, te mie, de mă uit pe ăla și parcă vă că găsesc alcool acolo. Uh, dar am avut discuția aia că mi se pare, am, din ce văd cel puțin la open mic acum, uh, am impresia că toți vor să sară peste hack. Da. În sensul că toată lumea se ferește de, de hack. Dar e greu să nu faci hack când ești la început, pentru că eu asta încerc, eu tot încerc să nu fac hack, să nu fac hack și îmi dau seama că nu pot pentru că n-am experiență. Băi, hack, nu știu dacă toată lumea știe de termenul ăsta și de ce să vină al 15-lea să zică gluma cu biserica, cu popii. Nu, hack, ce e hack la noi e asta cu ardelenii sunt lenți, moldovenii sunt bețivi, la vasului se bat oameni. Asta a ajuns hack la noi. Ca să înțeagă oamenii, hack se zice în stand-up la o chestie care este fumată, e super făcută, o glumă făcută de foarte, foarte multe ori, încât da, știm, bărbații sunt diferiți de femei, mâncarea în avion, astea sunt hack-uri clasice uh -huh. americane. americani. Uh -huh. Dar dacă citești la The Hack Handbook... Hack există numai între noi care facem asta... Uh... Da, avea dreptate și Radui sa că zicea că e în capul nostru asta cu HEC-ul, Publicul nu are. Nu are idee. Majoritatea covârșitoare, oameni, nu are treabă cu asta. Dar, ideea, e, ce, ce zice la începutul uh, The Hack Handbook este că HEC-ul nu, nu există în modul. El depinde de, uh, de. de țara în care despre care vorbești și de tradiția în stand-up. Deci, asta e ce foarte, foarte clar la început uh, Hack Handbook. Zice, o să găsiți în. Uh, în cartea asta, niște subiecte și niște glume hack în Statele Unite în 2000. Adică, dacă stand-up-ul a început mai târziu într-o anumită țară, atunci unele subiecte pot să fie fresh, pentru că hack-ul da. nu, e, nu e stabilit, nu e bătut în cuie. E în funcție de ce glume s-au făcut. Știi? Și atunci, dacă, dacă stand-up-ul are 3 ani, Normal că o să vorbească foarte mulți oameni despre diferența între bărbați și femei și că bă, băieții vor la bere, dar fetele bă, nu. vor să meargă la shopping. Da. Dar după ce se face 10 ani asta, 20 de ani asta, în 30 de ani, când te apuci tot să zici că bă, știi care fac ce am observat eu? Că băieții vor să meargă la bere și fetele vor să meargă la shopping. Bă, gata. A fel și faza cu ardelenii lenți și... Aia nu e hack în America, e hack în România. Da, da de la luasem cu Ca să ziceam că noi toți încercăm să ocolim hack -ul. Da, da. Una este să ocolești hack și alta este să faci glume simple. Nu orice glumă simplă e hack. De fapt, da, asta e. Noi încercăm să ocolim glumele simple. Voi încerca să vă direct la niște glume complexe făcute pe niște subiecte foarte fresh. Exact. exact. Dar dacă te uiți la lui CK, de exemplu, o să vezi că omul el e uh, ele ilustrarea via faptului că nu contează atât de mult subiectul. Ci contează pers exact, perspectiva. perspectiva și construcția pe care o faci după aia. Voi aici aveți o problemă că aveți impresia frate nu mă apuc să fac glume despre relații. Bă toată lumea face tot timpul glume despre relații. Nu ai problemă. E cum. Din ce, perspectivă? Da, din ce perspectivă faci, ce povestești, din ce perspectivă și cum construiești gluma? Nu trebuie să te ferești de așa ceva. Exact. păi, asta, asta discutam ieri și am, am observat greșeala asta la mine și uh, acum în ultima perioadă tot mai mult îmi dau seama câte greșeli am făcut. Că m-am toferit azi. Nu, eu vreau să fac ceva total nou, altă perspectivă, alt subiect. Altă... Și, și m-am gândit că e, e o prostie. În primul rând că mă arunc atât de departe și trebuie efectiv să nu s-ar e mantra pe care mi-a repetat-o de un milion de ori și asta face toată lumea. Da, vrei, normal că vrei de la început să fii... Da, da, dar da. E, exact e cum ziceam de pe că am mai vorbit de asta. Învață să gătești orez. Exact. Învață să gătești orez. Toți bucătarii un... da. toți, mari bucătari, toți cei mai mari bucătari, care fac cele mai inventive dișuri, știu să fiarbă și orez. Deci tu dacă te apuci să fii șef, nu te gândi că nu te apuci tu să fierberezi acum, ci toată lumea fierbere. Nu, învață să fierberezi, fă glumele simple. Pentru că doar pe alea construiești după aia lucruri mai complexe, știi? Iar apropo de subiecte, nu te arunca. Fă glumele simple, chiar fole, și fă cu drag. Pentru că pe oamenii bucură foarte mult, acum revenim la ceea ce Isaac. Că cea ca asta cu hack în capul nostru. Da, da, aproape 100% în capul nostru. Oamenii vor doar să audă o glumă la care să râdă. Da. Sunt dintre ei unii care sunt mai conosori. Și, da, o să vină să zică că. că da, pe care poate poți să-i nemulțumești. În România nu sunt foarte mulți conosori. Uh, nu știu, dacă, dacă n-ai tu niște standarde interne foarte clare și dacă nu ți pasă de părerea unor oameni care iubesc stand-up, dacă o faci angro și de drag, doar de dragul publicului, uh, da, hack nu e nicio problemă din perspectiva publicului. Nu o să judece, majoritatea nu o să judece niciodată, bă frate, iar glume despre diferența între bărbați și femei? Nu, o să râdă dacă e o glumă bună. Da, da. Și asta mi-am dat seama că e. eu... Din când, nu e foarte por... când e porcos un pic acolo, am văzut reacții la specialul Bobonete în care ziceau că bă frate, dar numai bășină, curgă... Adică în momentul în care zona e un pic mai porcoasă, încep să simtă că e repetitivă. Da. Dar dacă zona e mai curată, poți să zici e lucru de o mie ori. Pe mine îi bucură. Da, da, da. Cam obs am observat că reacțiile la, la lucruri, lucruri simple. Domnule, și am fost acum iar în sală, a băgat Sorin, o bucat nouă și râdeam cu lacrimi efectiv la una cu pepenele, în fine. Dar... Hei, trebuie să o cu Sorin că am făcut și eu ceva cu un pepene. Da. <laughs> Sorin, e, Sorin are un pic de ADN de Dave Vattel în el. Da. Știi că Dave e, e vestit pentru asta că e obsedat să nu cumva să uh, facă o glumă pe care a mai făcut-o cineva. Și e vestit pentru ah, asta. Okay, am okay. auzit de zeci de ori în podcast și în interviu chestia asta că sună noaptea oameni, sună la 1 noapte, sună, păi știi ceva care are o glumă, un, un midget care cade într-un canal și nu, a, ok, că am făcut, am mai sigur că am impresia că am făcut ceva. A și la fel e și Sorin are un pic de de-asta, știi, el m-a mai sunat vreo două, ori să, ai tu ceva care, ca așa, că nu știu. Și să asta ziceam acum că ar trebui eu să bă, tu ai ceva cu un pepene, că am ceva cu un pepene. Asta nu s-a de super general. tu ai scris ceva cu un pepene? Ai scris ceva despre observații despre oameni? Am făcut o grămă de curând despre niște oameni, tu ai făcut despre oameni. Ce trebuie să-i fac lusări asta. să ne trebuie ceva o despre niște oameni? Ce oameni? Oameni. Ai observat ceva la oameni? La comportament. La comportament. Da, mă. Ce să asta... ai, ce subiect, Cam și eu o poveste. Nu vreau să vreau să le zic oamenilor. Cât chisie. avem. Um, ah, e ok. E ok, suntem bine. Uh, vă mulțumesc foarte mult că, că v-ați uitat la episodul cu Melinda. Uh, a făcut e, cele mai mari cifre pe care le-am avut vreodată. Da, deci era cu 140% crescut. Uh... Da. Uh, o să mai facem cu Melinda, dar un pic mai încolo, încetișor, încetișor ca să nu vă plictisiți. Uh, o să facem, o să fim mai relaxați și o să fie mai interesantă discuția, că am vorbit și cu ea și ne-am dat seama că am fost un pic crispați uh, așa și un pic. Nu... E, e mult mai ciudată dinamica în trei și la întreșorii. Da, e, e... Dar era normal că e un element da. nou. Da, și la întreșorul un un... unde facem asta de doi ani, de aproape 3, uh, uh, e greu de vorbit. Oricum, reacțiile au fost foarte pozitive, adică... Da, da. Și o să fie, că o să mai facem cu ea și o să fie mai bine, o să fie mai... Nu punem presiune acum pe noi, dar o să fie mai relax treaba și mai, mai funny. În orice caz, vă mulțumim mult, mult de tot că v-ați la ăla și la ala dinainte la fel am avut reacții foarte bune cu poveștile. Cu poveștile da. Dar nu vrem să ne transformăm în doar povești de doar povești. -am, Eu m-am gândit să menținem cumva și partea să începem sau nu știu, nu e o regulă, dar eu am tot felul de subiecte care tot ziua da. mă gândesc și să le împărțim, să nu fie doar pe o anumite Doar chestii. pe povești sau da, da, da. Dar am o, acum chiar am găsit o poveste care mi a plăcut foarte mult. Doar nou foarte misogină nu știu, îmi pare rău. chiar îmi cer scuze dacă sunt femei care au impresia că noi suntem chiar misogini. Mie doar mi se pare foarte amuzant, pentru că mi se pare misoginismul ăsta uh, blanket, așa, foarte blanket, adică în general și vag așa, mi se pare foarte greșit. dar aia mă amuză foarte tare când e păi prezentat super... Uh, așa, pe față, fără niciun fel de Ca să-ți dau regret. un exemplu, doar un teaser din, cartea, din povestea asta... Uh,

S -a, S -a, asta să se știe, se să... Să știe că du-te femeile se știe matematică Aude, Ce prostii sunt asta. de asta spun că e adorabil Absolut adorabil Misoginismul Asta, acea... Adică eu, eu tot timpul am avut impresia că lumea înțelege Că noi Băi, putem să râdem de asta Pentru că suntem total împotrivă la ce Da, da, da Dar ți-am zis, de asta eram atât de entuziasmat Că am găsit o poveste foarte misogină Pentru că asta mi se pare amuzant Nu mm -hmm. pentru că, da avem în continuare public extraordinar. Nu știu când o să ne oprim din ai pupa pancur. când o să se strice. Da, și oricum o să acum să facem 3300. Au venit vreo 200 de la 200 de, de, de la de... pe grup, pe grup. Da, da. Da. Și doar unul care ne-a jurat și și a luat bani. Vreau să vă zic o chestie ca să nu ziceți că nu v-am zis. Scurt, facem o scurtă pauză administrativă. Uh, normal că nu are cum să fie doar love fest în comentarii pe YouTube. Uh, au apărut vreo 2-3 oameni care sunt nesuferiți. Ăsta e cont efectiv nesuferiți. Dar dau bani fără regrete la înjurături, deci, nu e vorba de niciun fel de ipocrizie, păi da bă că limbajul e liber, că nu, la înjurături adresate nouă sau altor oameni de pe așa e ban Că nu văd rostul, să suportăm, nim nimeni nu are de ce să suporte chestia asta, a venit unul și a zis că îmi bag pula în voi cu patronul să-mi sugeți pula, ban Adică n-ai rost să stăm să discutăm cu un om care vine cu atitudinea asta, știi, la noi în casă, gen să-mi sugeți pula. Ia bani, sugeți-o adică, Da. În da. rest, dacă sunt oameni care nu sunt de acord și ne critică, sunt bine mersi pe canal. Chit că sunt ne și scriu polologii de alea și așa. Da da da, okay. da, 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 e ok. dacă menține și cu argumente și că trebuie ascultate toate părerile. Da, aproape tot. Nu trebuie neapărat aproape. să le răspundem, da. Și îndemn oamenii, în general, când mai apar troll de ăștia care se aruncă cu curul contra curentului, nu-i băgați în seamă că. Mamă, mă, asta e. Dar nu, dar am văzut că îi dau report, report cu... că apare tot timpul la report, că. A, nu, eu n-am văzut la report uh, coment. Dar, ca idee, uh, e internet wisdom de acum 20 da, da, și da, da. ceva de ani. Don't feed the trolls, că apare unul mă cac în podcastul ăsta. Ok, nu trebuie să explici că nu ar trebui să caci. Lasă, nu -mă. mă rog. Avem în continuare o comunitate incredibilă, pe bune. Chiar și mi se crește și... da. senzațional ce, ce comentarii avem. Deci sunt convins că oamenii înțelegeau care e faza cu da, clar, clar. proștilor. Așa, Ca să nu fie, trebuie să și <laughs> de da. un pic, nu putem să-i pupăm în Care sunteți? Pe care sunt. A, și, pe care sunteți? A, și, uh... <laughs> pe care sunteți? Nu, da, la ultimul am, am postat, eu vreau să fac promul la fiecare ăsta, să vadă toată lumea despre ce se întâmplă A fost întâmplă că Patreon. de mulți Patreon au apărut pentru că am pus un teaser. Da, 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 că pentru că am pus teaser și probabil că așa mai multă lumea a înțeles ce, ce se întâmplă acolo. Și o să tot pun teasere să vadă lumea ce, ce facem pe Patreon. Și ultimul pe care l-am pus, cred că lumea a înțeles greșit, că am văzut că ai lăsat un comentariu după aceea, păi dar nu mi-am dat seama. Ai scris episod pentru Patreon și Am filmat că episod e... pentru Patreon și să Da. Că tot episodul e pe Patreon. În mintea mea era am filmat separat, dar mi-am dat seama că e doar în mintea mea separatul ăla. Da. Și a fost o greșeală onestă să nu credeți da, că, nu okay. că a fost... Da, nu e ok, cred că am da. Uh, am citit uh, două chestii, doar în titlu care m-a amuzat foarte tare, că Maimuțele nu pun întrebări. Ce? Deci Deci maimuțele pot să Ce? Po deci maimuțele pot învăța uh, limbajul semnelor și să comunice uh, cu oamenii, ceea ce mi se pare extraordinar. Învață limbajul da, semnelor. Și asta. Cred că e foarte trecut cu vederea. <coughs> da, este. Cred și am văzut maimuțe ce? care făceau foc și ăla mi o spart mintea. În fine, Eram înferentari. N-am vrut să fac glumă. <laughs> <laughs> ok. okay. Bă, mă okay. simt prost că am făcut gluma asta, dar ne am ieșit. Asta o consider eu hack. Nașpa. Da, Da, e da. Mm. Uh, și zice. They don't seem to realize that other entities can know things they don't. Deci. Nu realizează. Mi se pare extraordinar. Păi, asta. da, pentru că asta este. Nu la asta se referă mind theory-ul. Nu știu exact. Teoria celelalte minți. Că, că uh, 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 copiii, când se nasc, nu-și dau seama că uh, fiecare om are o minte separată de celorlalți. Da. Și s-ar putea mai multele astea să nu aibă au mind, nu au chestia asta. Da, nu sunt conștiente că alte ființe au minți care sunt separate de -a și atunci, pentru că de acolo pleacă tot conceptul de minciună, de influențare, nu știu ce, de la faptul că îți dai seama că ceilalți oameni au minți la fel ca ale tale. Da. 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 Și probabil că mai nu-și dau seama de asta. Exact. Și mi se pare. Asta este conceptul deci care. Da totuși că mai mulți mint. Mai multe de minci și înșală, adică escrocază, da, da. ascund mâncare și după aia zic că nu... Dar probabil, probabil că nu o fac neapărat conștient, ci mm -hmm. mai mult instinctiv. Nu prea părea. Din ce am văzut eu în filmulețele alea, nu părea și că... am văzut experimentul ăla cu strugurul, că au văzut că e ceva nedrept. Da, nu știu dacă și experimentul ăla. Nu. Este la... sunt două maimuțe, una lângă alta, puse în cușcă. La una, deci faci fiecare... apasă o manetă... Și dă recompensă da. strugure. Da. Și strugure e ceva gen cum e ciocolata la noi. Da, da, că e dulce și bună. E dulce și bună. Și le dă la fiecare strugure. După care, a treia oară, la ea din dreapta, îi dă castravete. Mm -hmm. Care nimănui nu-i plac castraveții. Că... mi-a început să-mi placă, da, cred că e de la vârstă. Bun. Se poate. <laughs> și îi dă castravete. Și asta. A, ia feliat. castravetele? A, da. Feliat. Și a. se enervează? <laughs> se. <laughs> Uite de asta, e mi-e rușine că am făcut asta, mi se I pare mie hack. I didn't bon. see that coming out. Dar... Well, you'll see it coming out. Oprește-te. <laughs> Bun, zi. Și a luat, luat felia de castravete și a aruncat-o la ăla. Că au văzut că i-o dat strugure, dar a patra oară, când au văzut că îi dă strugure și lui și toca stravete, s-a da. enervat că a văzut că este incorect și i-o aruncat castravetele și au zis, dă, mai da. că nu i-o arătat muie, că îți dă strugure. Da, dar asta nu înseamnă că am mințit. Eu a N-am mințit, da. Am văzut diferența de. Da, dar am văzut, am văzut exemple de maimuțe care ascundeau mâncare și după aia se întorceau în grup și se profuceau că nu e mâncare. Nică știi, adică o ascunsese de grup și după aia erau. Nu, nu. Ce amuzant Mi se pare o maimuță care minte. Da, Mi se pare ciudat să nu aibă teoria minții și să, și să mintă. Deci, e foarte de ciudat. E cred. foarte de ciudat. Deci, da, este un negocentrizm de la infantil, dus la extrem. E zici bine că, pentru. Și zici că nu, nu știu să pună întrebări? Nu. Deci, au așa. They have never attempted to learn to learn new knowledge by asking humans or other apes. Deci niciodată, deci, doar cele care au învățat uh, sign language, uh, niciodată n-au avut uh, uh, nu n-au pus o întrebare. Nu au încercat să pun o întrebare sau să uh, uh, ai conceptul ăsta mm. în cap. Și mi se pare extraordinar pentru că au încercat să oricum încercat să uh, le pună să comunice cu cercetători care arată mai deștepți, că poate să o la <laughs> și cu prost. Oricum nu o să mă înțelegi. N-are da. sens. Ce ai? Nimic. Da, da. <laughs> 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 Un nimic? N-am nimic, nu las mic. Nu să înțelegi. Strugure, strugure și taci. <laughs> și stă acolo și ce nu știu, oare existăm pe, ca să mâncăm, trăim ca să murim, murim da. ca să trăim? A, da, n-am cu cine. Așa, la n-ai cu cine discuți prostia asta. Bă, strugure! <laughs> E sclav, mi-a duce struguri da, da, zic eu. Ce, ce poate să știe sclavul ăsta cu struguri? Mașinăria asta de, de, de distribui struguri. Dispenserul ăsta de mâncare. Despre viață și despre rostul nostru de planet. Bă, fraiere, strugure. Oh, Strugurele zic eu. Fii atent fază, când apăs pe asta, nu ce strugure. Nu, fii atent, atent. de da, atent, fii I-am dresat, i-am dresat. E fiecare când apăs pe asta, dau un strugure. <laughs> și acolo câinele lui Pavlov. Eu nu salivez și vine și mi-aduce mâncare. nu da, <laughs> trebuie să nimic. <laughs> Nu mă încurge din ură și mi-aduce mâncare. Da, bună asta. Da. E, asta, asta, mi s-a părut... Nu, a venit puinica pe tine. A, semn că trebuie să a căzut cine sunt forțele oculte. Eu oh! E un semn. Așa, mai zi, mai zi, mai zic. Uh, mai aveam... Asta uh... Astea sunt de pe Reddit. Da eu am să și am mai citit prin, prin articole, dar asta mi-a plăcut text extrem de mult. Și am mai avut, uh, mi-a plăcut mie asta, Ei, în uh, romantică, uh, oamenii... În Roma antică sau în romantică? Romantică. Într-o femeie, Într femeie romantică, romantică. Așa. Plebeii. Așa. <laughs> Cum ai găsești pe femeie romantice plebei? <laughs> da. Se tot bagă. Dar nici ea nu se spală. Mă rog, mă rog, așa. Nu judecăm. Uh, nu, zice, commoners would ev evacuate entire cities in act of revolt called uh, sessions of the plebeians. Deci, uh, și lăsau living the elite in cities to fend for themselves. Deci când se enervau plebeii, grevă cum ar veni. Făceau grevă și lăsau să moară pe cei care erau la conducere. Da. Și mi se pare foarte, foarte interesantă. Da, deci uh, cam... Uh, cum cum e plecat ăsta la muncă, al României, numai că se întâmplă în slow motion, cam asta e. vezi că au... Da, îi lasă Bine că de aici pleacă și. Nu știu, Eu cred că nu în România. E... Eu cred că în România, problema e că nu au plecat încă destui. Cred că ar fi trebuit să pleci ori mult mai puțin, ori mult mai mulți din țară. Am văzut un studiu, a circulat pe Facebook, nu știu cât de adevărat, dar zicea câți studenți au plecat, câți oameni au plecat la studii din 2007 până în 2018 și erau 500.000. Uh -huh. 500.000 de, de oameni care au plecat. Uh, Ceea ce e enorm. Da. Aia s-ar putea să se mai întoarcă. Deci sunt mulți care se întorc, adică eu am văzut. S-ar să se mai întoarcă după ce termină facultatea, dar aia care pleacă cu familia și cu la muncă era... Nu, că așa erau la studii, strict pentru studii. Da, e enorm de mult. Dar să spun că dacă ar fi plecat mai mulți oameni, chiar s-ar fi... Adică nu știu, eu mă gândesc că poate n-ar fi așa rea o criză de asta nasoală în țară, dar să plecem mai mulți Uite, exact așa. Să da, plece atât de da. mulți încât să n la muie cu bugetul. Am impresia că în Republica Moldova o înceap, se întâmplă chestia asta. O să înceapă chestia, să, să, să impoziteze diaspora, cum au și zis, că să înceapă să le ia bani, banii pe care îi fac acolo. A, eu în ultimul an în care eram în Germania nu mai aveam asigurare de la statul român. Uh -huh de sănătate. Da. Că până atunci aveam asigurarea și a trebuit... Bine, oricum ești obligat în Germania să-ți faci asigurare, de era așa o chestie întortocheată. Aveam și la ei și și în România. Nu știu, oricum. La început funcționa să am numai asta română, dar după aceea trebuia să am și în Germania. Care iară e altă poveste în Germania e obligatoriu. Chiar dacă n-ai loc de muncă, trebuie să plătești asigurare. Da? Da. De exemplu, dacă venitul tău zero, Trebuie să plătești 15% din venit. Deci, 15% și țin să zic că în Germania 15% din 0 e 150 de euro. În caz că nu știi. Nu, te <laughs> <cred>. <laughs> Pentru că eu am avut. Eu voiam să plec din Germania, să mă duc în Anglia și am zis, bă, mă duc să-mi uh, anulez. Dar de tare ar fi dacă 15% din 0 e 150 de euro? Dacă faci. 10 euro, să-ți iau 1,50 euro. Ar fi extraordinar asta, știi? Deci, da, da, faci, faci, da. faci, 10 euro dacă ai făcut un euro, dar ai făcut niciun ban, 150 de euro. Da. Extraordinar, fază. Pentru că eu uh, voiam, trebuia să plec, mi-am luat biletul de avion, de avion, mai aveam 3 săptămâni de stat în Germania și am zis, bă, mă duc la o casă, îmi rezolv de chestia asta. Și le-am zis, uite, eu am fost student, nu mai am servici, nu mai am niciun venit, și vreau să anulez pe luna asta că plec și oricum n-are sens pentru 3 săptămâni că cat să mai țin, că după aceea oricum s-a complicat totul și a durat un an tot să anulez da. cu acte, cu... În și ai să am eu feelingul ăsta că nu mă calcă nicio mașină acum 3 săptămâni. Așa 3 săptămâni pe riscul meu. Vreau eu să fiu așa. Dacă mor, mor, dracu și gata. Și a zis, ok, păi atunci mai plătești și luna asta dacă ai venit zero, te costă 150 euro. Și eram, păi da, dar ai venit tu zero. da. da. Da, ia vol. Ce tare. Și cam asta a fost, am plătit. Da, foarte mișto aritmetica asta a zis, E, da, da mi s-a părut extraordinară și da, ești, e, e, ceva, oricum cu actele și pe aceea a trebuit să trimit dovadă și în fine, ei nu vreau, deci birocrația la nemți e, de bază, e efectiv cu și cu, în fine. Așa, ce subiecte mai ai mai găsit pe Reddit? Uh, a Mouse Utopia, deci un experiment. <laughs> A Mouse Utopia. <laughs> Zici ce colțuri ale Reddit-ului stau eu. Da, 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 da. Uh, mi s-a părut foarte tare. O lume făcută din brânză. Au făcut ceva oh, de genul. Le place la aici atât de mult brânză? Eu cred că nu le place. Că nici pisicii nu știu dacă stai de nevoită după lapte. Eu toată viața când eram mic. Am crezut, când eram eu mic, când era mic. Când era mic, aveam un cap chestia asta, că zice, mănâncă lapte. Deci, din cauza la Tom și Jerry. Da. Da. Mor dacă sunt mici și mănâncă... Dacă sunt mici și beau lapte. Că n-ai microfonul și dacă îți dai să încălzim microfonul. Dacă sunt mici și beau lapte, se strică la burtă de tot și poate să moară. Deci dacă se mici și beau lapte, se strică la burtă de tot și poate să moară. De ce asta? Poate și șoricei, dacă mănâncă brânză, paralizează. Da, da. Dar avem chestia asta, că tot crește. că din cauza la Tom și Jerry, da. pentru că s-au dus, e episodul ăla când s-au dus pe Luna și era luna formată din brânză, ceea ce sunt aproape sigur că nu e adevărat. Eu am văzut poze cu luna și nu părea din brânză. Da, luna este în primul rând că nu e din brânză, pentru că e doar un, e un, un, bec mai mare care e foarte aproape de pământ. <laughs> tu nu stai pe grupurile care trebuie. Da, sunt nori, sunt nori în spatele lunii. De foarte multe ori au fotografiat oamenii nori în spatele lunii. Sunt deci luni... nu e din brânză? Uh, nu, nu. Bă, apropo de teoria ale conspirației, mi s-a părut extraordinar că există momente în care pe bune, deci uneori, momente în care pe bune sunt oameni care demontează teoria ale conspirației <fie> cu alte teorii ale conspirației. <fie> Și Fight fire with fire. Da, uneori, uneori, uneori e trolaj, alteori nu e trolaj. Bă, dar a găsit Raul una atât de delicioasă a găsit una pe un grup de flat earthers. Era unul care le explica că nu are cum să fie pământul plat pentru că n-ar mai funcționa horoscopul. Mi s-a părut demențial să te montezi pământul plat cu horoscopul. <laughs> <laughs> ăla e un geniu. Da, este ăla e un geniu. Da. Nici nu pasă dacă e troll sau nu, doar ideea. Nici geniu. nu pasă dacă e serios sau nu, este Cum să fie pământul plat și horoscopul ce face? <laughs> Așa zi de, zi de utopia cu șoarici Utopia cu șoarici Mi-a plăcut foarte mult Deci au făcut o utopie pentru șoareci. Cu mâncare Cu, cu apă Comunism cu tot, tot, clar, tot, tot Secere tot. și ciocan la tot, fiecare tot. Fiecare primea de la stat o da. casă uh, și aveau, Deci puteau să se fută toată ziua Să mânce cât voiau Și ce s-a întâmplat? Au început să devină Unii au început să devină mega violenți unii au început să se izoleze, și ăia care s-au izolat au evitat violența, dar și-au pierdut toate skillurile sociale și au încetat să se mai fută. Hm. Și foarte interesant. De ce când ai tot se destramă? Să se, se definească oare oamenii doar prin adversitate și capacitatea de a o depăși? Da. Poate nici măcar nu e vorba de ce e dincolo de obstacol, ci doar obstacolul contează. Sisyphus. N-au auzit și oarece de Sisyphus. Pentru că sunt șoareci. Da. Dar noi suntem la fel oare în capitalism? Exact. Suntem doar niște șoareci. Și atunci nu e cea mai bună parte în capitalism, tocmai șomajul și homelessness. Atâta pe Atâta timp aia, cât există un inamic și o problemă, nu se destramă societatea. Mulțumim, soroși. Și te vezi că are și bătrână. Soros! Soros are rostul lui. El nu face chestia asta pentru că vrea. Face pentru că știe că asta avem nevoie. Da, da, da. Avem el nevoie nu, de un. sau pe care îl tu. vrem. E rău de, care avem, de care, care avem nevoie. Da. Știi că eu multă da. vreme mă gândeam la Mircea Badea când era cu Băsescu. Chiar mă gândeam, zic, bă, frate, Băsescu. Uh, nu, tu nu cred că era în țară când era toată chestia asta. Nu, no, Băsescu. Nu. No. Badea avea. De ce el era ca un uh, pitbull turbat cu un ardei iute în cur, cu Băsescu. Deci el era, nu exista lucru care să nu aibă legătură cu Băsescu. De la fenomene meteorologice, la orice, 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 absolut orice avea legătură cu Băsescu. Și de asemenea armata lui de băsiști. Pentru că oricine nu era de acord cu Miciaba, de automat era băsist. Și eu mă uitam așa la și mă gândeam, bă, Băsescu clar nu e dictator, adică nu e de parcă o să dea el o lege că da, e președinte da, pe viață. Da. Asta clar, îi se ternă mandatul, dispare. Atât de mult se definea Mircea Bada în opoziție cu Băsescu, că bă, dacă dispare Băsescu, trebuie să dispare și Mircea Bada, că el atât era, el era cruciatul antibăsist. Și uite că a fost mult mai deștept și sau turbat decât îl credeam, că acum e bine, mersi, are alți, a inventat alți. Ba chiar a știu că era acum, el acum de când a pus botul cu Dragnea la statul Parel, acum e o, e, e o panoplie infinită de inamici. Că înainte era unul singur, Traian Băsescu, știam, era unul. Acum oriunde poate să fie paraleliști sau nu știu cum e celălalt. Orice. Da. Orice. Găsești o chestie nouă. Da. Dar erați aici și știi că am, am dat la un moment dat, m-a amuzat pe mine, n-a mers foarte bine, dar am dat pe Facebook asta că că unde sunt băsiștii de altă dată, că exista o perioadă în care Mircea Badea vedea băsiști peste tot. Da? Și acum nu mai auzi de băsiști. E, ce s-a întâmplat cu băsiștii? Dacă, dacă îl întreb pe el, erau oameni al căror, al căror singur scop în viață era să-l servească pe traian Băsescu. Deci erau băsiști, dar nu dacă îl ascultai pe el și dacă puneai botul la cum pune mulți nu erau oportuniști, adică nu erau de parcă ei erau băsiști că îl serveau, că le era lor bine. Ei erau băsiști înăuntru lor. Ei, era ființa lor, era da, ființa, Ei erau băsiști în interior ca, ca structură. Erau le băsiști... curgea prin vene. Da. Deci erau băsiști <gânt> că îl iubeau pe Traian Băsescu. Atâta era scopul în viață, să-l servească pe Traian Băsescu. Băsiști. Și sunt unde pula mea sunt aia, că erau mii de băsiști. Adică Ăsta aduna în fiecare zi, mai descoperea alți băsiști. Sia ce au plecat în diaspora. Au fi toți băsiștii în exil acum? Da, se poate. o teorie interesantă. Că e chiar, inter e chiar ciudat, având în vedere că era țara plină de băsiști și cum ai spărut Traian Băsescu de la președinție, nu mai sunt băsiști. Foarte, foarte Ce prost e Mircea bani asta? Este foarte deștept. El nu e prost, el e foarte deștept. În același timp, mi se pare că este 100% ticălos. Dar el prost nu e. E ultimul lucru care mi-e E... Hai cum să fii manipulator. Dar de fapt, uh, da, să fii prost, da. El e foarte inteligent, dar în același timp nu-l suspectezi de nicio urmă de verticalitate morală sau, sau jenă. <laughs> de zic, deci nu e măcar jenă. E cum e Trump. Da, da. E exact da. așa la modul. Păi ai zis anul trecut. Nu am zis. Ce? Muistură. Cum să zic așa? Cum a fost faza aia, cu Trump, bine, Știi că au făcut acum un studiu, niște băsiști, bineînțeles, că au avut vreo, a zis, vreo 7700 de minciuni de când e... Și rășinte. am văzut aia de îi punea tweet-urile una lângă alta da. și era o contradicție totală. Da, da. Păi mi-a plăcut foarte mult cum a prezentat prima un și de ăsta, infect, nu mai știu, la, la un uh, talk show. A zis că uh, pentru fiecare Trump există uh, nicol, and opposite Trump. A <laughs> Că pentru că ce lucru pe care a zis Trump este un lucru perfect opus pe care l-a spus tot Trump. Este extraordinară chestia. E, și este, într-un fel, asta e baza succesului lui Trump. Că minte atât de grav. Adică că este total detașat de orice formă de coerență. sau adică, și asta, Dacă era mai reținut, era, nu mai exista momentul ăsta. Dar a fost, am văzut acum un exemplu, printre miile de exemple, că era una care a zis, o, o tipă de la democrați, care a zis că ea are strămoși indieni. Și Trump toată campania și după aia și-a tot bătut pula de aia, zicea Pocahontas și că sigur că de unde, că tipa era blond așa, știi? Și că, că a zis că el, el, a, zis, el, a, el a propus o altă chestie, zice uite fa, faci test din ăla de ADN și dacă ai un strop de sânge indian în tine, eu îți dau un milion de dolari. Și asta a zis el. Și și-a făcut femeia test din ăla și este într-adevăr 1 pe 216, da, planci, dar are da. un gen. Așa, are ADN amerindian. Și au, au, au întrebat uh, pe Trump, uh, ai văzut că și-a făcut. Uh, de, ca să înțelegi o chestie, omul a zis de zeci de ori și-a bătut pula de el. N-am o tot. Da, de ori. Da, da, da. Și ai, zis, ai văzut că și-a făcut, și făcut asta test ADN și că are și ai zis, cui poate de chestia asta? și ai zis, păi da, dar ați spus că dacă are sânge indian îi dați un milion de dolari. Și a zis, eu zic să vă mai uitați, dar n-am zis niciodată așa Și atât, s-a terminat subiectul. Deci, nu ai ce să mai... Nu, nu. Trump la a încă o dată pe Trump și gata. Nu mai, nu ce să discuți. Și ți-a zis, a fost și subiectul era așa. Cam la fel și Mircea abada. Deci e important să nu, să nu, să nu bazi vreodată în retragere, să nu recunoști vreodată că ai greșit, ci pur și simplu orice greșeală faci este vina cuiva, nu este greșeala ta, e vina cuiva. Sau, mă rog, interesele oculte. Nu, nu. Și deci el e foarte inteligent. Că nici Trump nu e, nu e prost, nu poți să spui că Trump da, da, da. e E foarte inteligent, dar în același timp pare niște... Atunci doar muist. Bă, am văzut o chestie foarte interesantă, o analiză oarecum din perspectivă psihanalitică, așa al Trump, în care se întreba omul de ce, autorul zice, se întreba de ce minte așa. Că minte, problema cu Trump nu e că minte, problema e că minte tot timpul fără rost. Da, da. Adică sunt momente în care îți folosește să minți, dar el minte tot timpul. Da, da. Uh, Și o boală nu e vorba de boală, era vorba, omul o lua psihanetic așa, cu copilăria, cu cum a crescut, cu așa, cu niște chestii, că se pare că e vorba de o nevoie de iubire, de apreciere. Deci, Trump scopul lui când minte este să fie uh, iubit. Dar în secunda aia, deci, pentru el există zero consecințe, el, el, nu gândește două secunde în viitor, știi? În secunda aia trebuie să fie iubit. Și atunci zice orice doar ca să fie apreciat să... Că te om un exemplu când s-a dus, a făcut o vizită inopinantă la o bază militară și se discuta despre mărire de salarii în armată, știi? Și ăsta a apărut la o bază militară, s-a și a început să vorbească și a zis că am putea să facem, să mărim salariile în armată cu 2% sau cu 3% sau mi-au zis de 4%, dar nu, le-am zis că asta nu e de ajuns. 10%, vorbim de 10% și de asta că au luat o rază, 10% mărire de aia, mărirea a fost de 2,6%. Atât. Dar n-a mai contat. El în momentul ăla a simțit un val de iubire și de nu vine să cred câți bani de ăsta. După care a doua zi sau după o săptămână sau după o lună când a fost mărirea evident, el era în altă parte, îi mințea pe și obținea... Da. Fuck it. Mă, zici, ceva? Eu să facem asta, că avem noi O oră și 13, oho, ce tare. Bă, am găsit următoarea poveste în almanacul ăsta. Am văzut că l-au mai luat oamenii. Mă bucur foarte mult că oamenii mai cumpără revista asta. Deși eu cred că i am făcut toate Eu noi ar trebui să, să luăm bani de la oameni. A mai apărut ideea asta, dar știi care e faza? Că noi ne suflăm singuri aer cald în găoz, pentru că revistele astea se vând foarte bine. Nu. Serios? Oamenii au impresia că nu știe nici dracu de revistele astea și că vai ce reclamă le facem. Se vând de rup. Tu înțelegi că eu uneori mă duc la chioșcuri și nu mai sunt reviste sau văd o revistă acolo și zic dați-mi și mie pe adevărat, zic, a, da aici e de săptămâna trecută, nu mai am de săptămâna asta. Adică se vând dragi. Deci chill. Și nu m-am uitat până acum în Almanach și am făcut rău pentru că sunt niște povești superbe. Cine și-a luat almanach știe. Am văzut că a pus cineva și poză pe grup cu povestea și soțul și amantul au pus-o gaj la poker. Uh, care m-am uitat un pic așa în diagonală e foarte complicată și foarte complicată și nu e cine știe ce fan uh, cu... uh, Da uh, și am găsit, deci nu m-am uitat că până la pagina 25 Asta și am găsit un Juvire, da. da. O să mă uit prin tot uh, almanacul și sunt sigur că o să mai găsim uh, unde medicina a dat greș a reușit credința. Cum să nu N-are cum să nu fie un Atât, atât. Afară miroase a ploaie, pe cer se adună nori negri amenințători. Îmi aud colegii vociferând. Mamă, cât de dramatic începe. Zice, deci, în curând se termină programul și cei mai mulți nu se așteptau să plouă și nu și-au luat umbrele. Și deci, asta cum începea, frate, aproape apocaliptic și că că ea nu avea umbrelă. Da, Uh. Acum soția mea îi mulțumește Sfântului Nectarie în fiecare zi pentru că a ajutat-o să fie mamă ah, ah, Femeile fugeau de mine din cauza că sunt prea înalt Marian Stratulat, de 50 de ani din București uh. Nu sunt un bărbat urât și nici prost, din potrivă Însă am un defect, dacă îi pot spune așa, care m-a ținut mereu departe de femei când ai peste 2 metri, e greu să-ți găsești o iubită pe măsură. Dar fiecare sac își are peticul. Eu așa de... Adică, cred că asta e fantezia la 99% din femei să fie bărbat un alt. Da. Cum poate să fie asta o problemă? Stai să vezi. Am fost o victimă a circumstanțelor. Ani în șir m-am conformat uzanțelor și am încercat să nu încalc legea firii. Pentru mine, sfatul părinților a fost întotdeauna sfânt și asta m-a făcut foarte nefericit. Abia când am ieșit din vorba lor, am cunoscut gustul fericirii. Cea care m-a scos din tristețe și solitudine a fost Daniela. Miniona Daniela. Problema mea, dacă o pot numi așa, e că sunt foarte înalt. Am peste 2 metri. Semăn cu ai mei. Și eu peste 2 metri. Dar cât peste 2 metri? Eu mă gândesc la 2 metri. 99? deci avea da. 3 metri. știi care e faza? Că nu prea se... Să... Deci e... Poate avea 7 metri. <laughs> Dar era, era jenă. Câți... peste 2 metri poate să fie oricât. Da. cât, 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 ce, ce Am peste 2 metri. Cât ai peste 2 metri? Am peste 3. Cât ai peste 3? Am, am peste 4. Taci da, cu întrebările. <laughs> Poți să spui până în cât ai? Dar faza este că eu am început să râd de la faza asta. Pentru că nu prea există chestia asta. Adică se întâmplă foarte des. Se întâmplă des să fie oameni care bat la 2 metri, dar nu o să vezi că au și mama și tatăl peste 2 metri. Nu cred că există vreo prea des. Cred că sunt extraordinar de rare cazuri în care mama, tata și copilul să aibă toți peste 2 metri. Să ne Stai că spun eu ce să-și ia. Ne, ne, ne falem de aia. Să, nu, hai că ți explic. Înge? Au venit îngerii, da. au futut femeile da. uh, românce, că na, cu păi ne erau cele mai mari, și cele daci, mai mari curve de pe vremea Bibliei. Da. da. <laughs> da. <laughs> da. da. <laughs> și au plecat la futut în rai. <laughs> Făceau ce... <laughs> Le găseau cu gâtul tău. ce s-a întâmplat cu mai la plecat la produs în rai, fută în gură. <laughs> A pus-o pe sorsa să o moare ca să ajungă în rai. <laughs> S-a dus să sugă pula cu îngerii. <laughs> și asta e că, ca, să nu mai fie orgii în rai, că zicea că se da. enervează lumea pe acolo, da. ce căcate. nu da. m-am dus în rai să văd prostiile voastre. Au venit, <laughs> au venit îngerii, îngerii pe da. pământ și e corcitură între îngeri și pământeană. Da. Și na, la au se nasc cu, cu aripi, dar le cad. De ce le cad? De fiecare dată când se face o glumă hec nu știu. Sau o labă. Sau o labă. De fiecare dată când se dă o labă, cad, da. cad unei nefalem de asta între. Și ăsta e de asta, înger, de, înger corcitură. Și, ai, uh, și ei au peste 2 metri. Și ai lor tot așa înalți au fost. E genetică treaba. E o trăsătură gest. de familie exact. Din păcate una destul de păguboasă Care mi-a creat o sumedenie de neplăceri de-a lungul vieții Pornind de la cumpărarea hainelor Și terminând cu găsirea unui pat suficient de mare Cea mai dureroasă neplăcere A constat însă în imposibilitatea De a-mi găsi o parteneră pe măsură În chestiunea asta am avut partea mea de vină Nu am reușit să mă rup de părinți Să-mi iau destinul în propriile mâini Și să-mi urmez calea Femeia asta s-a urcat pe un brej de fasole Ca să ajungă la <laughs> Miniona Daniela. Da, Daniela. Da, da, da. Tu pe ce se urca pe de fasole? Da, trebuie să vedem și povestea ei. M-a trimis mama la piață covacă. <laughs> pe drumul băiat mi-a oferit trei de fasole pe vaca mea. Un scos magice. Era de la Sfântul Neftariu, n-am cum să nu cred. Um, am preferat să-mi ascult părinții, să mă las condus de ei să duc un trai liniștit la adăpostul călduros al mijloacelor materiale puse pe tavă cu generozitate. Cum afacerile le-au mers întotdeauna foarte bine al lor mei și mie mi-a fost întotdeauna bine. Drept pentru că nu m-am gândit la viitor, am trăit prezentul reconfortant. Când însă au început să-mi apară poftele trupești, am căzut pe gânduri. Asta pe la vreo 49 de ani sau cât? Se întâmpla pe când împlinisem 18 ani. Ah. de ce? până la 18 ani nu a avut nicio problemă. Cum era scurat? ca Ken aici. Da, -a exact. <laughs> și cum i-a dat o țări de pula, a început să stea pe gânduri, știi? Cum? <laughs> Oare mai crește? Oare Dar pe de altă așa? parte, țineți se pare ciudat să, să te ia cheful de futut la 18 ani? Nu există asta. Deci pe ăsta atunci l-au luat... De chiar de ziua lui. <laughs> da, da, da. Exact cum am pătut chestia? Ce o văzut un de asta de iluminare și da, da. s-a sculat instant. Da. Chiar foarte ciudat frate să te ia cheful de futut la 18 ani. Foarte bine. <laughs> Uh, se, pe, se întâmpla pe când îmi 18 ani Eram în ultimul an de liceu Și oricât de rupt de realitate aș fi fost Căci de când mă știu M-am aflat într-o stare de plutire De apatie, de indiferență Nu am avut cum să nu observ Că mai toți colegii își făcuseră iubite A, ce credeam că zice Laba <laughs> Dar ce mișto e mi zisă chestia asta La 18 ani n-am avut cum să nu observ Deci nu că am observat N-am avut cum să nu observ că toți băieții și făcut serios. Din ce găsi să fie că și făcut să băd Ba într-un balonaj, ba în două bucăți de pariză, ba o de sfoară cu un căcat de vrabie. făcut să numai eu și încă un băiat atacat de o nasoală acne echistică. Wow, uai cum sună asta, doamne. Vai de viața mea. Deci numai eu și un băiat nu aveam pe nimeni și asta m-a pus pe gânduri. Dar el n-a observat până la 18 ani, n-a observat, doar la 18 ani, brusc, a început să uite gânditorul și -aștia, t -aștia, t -aștia, Mă, ăștia toți ce cam cu... e cum numai eu ăsta cu bobe pe față, mm. avem... eu și bubosul, numai 1, Hmm. Așa că m-am decis să discut cu ai mei. Cum fac adolescenții la 18 ani Când îi ia fututul Primul gând Eu vorbesc cu mama și cu tata Primul gând E foarte bine că ai deschis subiectul, Marian Mi-a răspuns cu blândețe mama după ce m-a ascultat Chiar mă întrebam când ai să o faci Păi da, am pula mea că pe 18 ani Și 2 metri Da, băiete I-a întărit tata spusele Ai ajuns la o vârstă la care trupul își cere tributul Uită-te la tine cât avlășganul ești Nu mai poți sta singur Trebuie să-ți găsești pe cineva Sunt conștient de asta Le-am răspuns supus Numai că nu prea știu ce să fac Nu se uită nicio fată la mine Sau mai bine zis, se uită unele Dar când constată cât de mare sunt Își mută privirea Parcă s-ar teme de calibrul meu Ah oh, am înțeles mm. Am înțeles unde vrea să bată Davia 36 la picior <laughs> Se temeau care pula prea mică. Spuneți <laughs> că el nu era în echilibru cu 2,36 36 m la picior. Tot timpul era în pericol să cadă. Da. Era dezichilibrat. Da, 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 da. Mergea pe stradă cu da, un da, băț. Da. Da. Nu, te, nu se teme nimeni de tine, Marian, că doar nu ești un monstru. M-a oprit tata zâmbind cu îngăduință oarecum amuzat. Zâmbind foarte amuzat și... Ești un băiat frumos, deștept, cu bun simț și orice fată s-ar simți bine în prezența ta. E vorba doar de legea firii. Ajuns în acest punct al discuției, tata a început un monolog lung al cărui idee de bază era că natura a creat diverse specii și subspecii de indivizi, indivizi care nu se împerechează unii cu alții la întâmplare, ci respectă legea firii. E ce ziceam cu ungerii și cu nu e mai degrabă și au nevoie de un spațiu vital. Și nu se împerechează, sună cunoscut, sună cunoscut discursul ăsta, cu oamenii, ei sunt împărțiți în diverse subspecii și Aaaa. nu se împerechează uh, unii cu alții la întâmplare. Aaaa. Decalajele flagrante nu sunt acceptate nici recomandate. Iar cel mai la îndemân, exemplu care i-a venit a fost cel canin. Un ciobănesc nu are să se împerecheze niciodată cu un pudel. Nu pentru că nu ar fi posibil că și la urma urmei amândoi sunt câini. Hai dar legea viața. firii îi ține la distanță, înțelegi? Deci, deci când e rasist. Da, tată, înțeleg. Am spus eu, căci chiar înțelegeam. <laughs> Ce frumoase în timp, în timp ce se rădea în cap și știți da, da, zvastica da, pe, da, 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 da. Pe, da, înțeleg. Da, da, da. Înțeleg. Zise eu călcând pe ceafă un alt evreu care era ca un pudel <laughs> pentru mine. Uh, deci unde trebuie să o, uh, Deci trebuie să îngăsesc o fată foarte înaltă. Dar unde? Firesc, la sala de sport. La basket. Așa se face că încă din acea săptămână am început să mă duc la meciuri de basket și volei feminin. Acolo unde tipele de dimensiunile mele erau la discreție și aveam unde alege. Sau sunt galantarul de pis de la basket. Ia, numărul 12, dă-te la o parte, dă-te drecu, dă-ți Ia, 21, ia vină. Oh, nu -i. Mai tăiați un pic de lăsați așa. Am studiat cu atenție oferta, că de-aia jucau fetele basket să le ia băieții în pulă. El ți-a da de basket să selecteze, să studieze oferta de pizdă. Și până la urmă, dintre toate fetele care erau singure, curate și disponibile. Curat. Curate, da, da, păi mai erau de-astea păluge de-astea, dar de mânjite de căcat <laughs> Sau curate se referia la rasă, că poate era una mai mulată, mai... da, nu erau ariene toate, da, erau... Da, da. Erau da. unele mai murdare. Tot felul de... erau mânjite de, de iudaism. <laughs> Aveau ADN de pudel în ele. Yeah. Să ne uităm la. Dar fă din spate să se vadă și cu. Am și cu astea, știi? Boy, Ce? M-am uitat direct în ăla. Polaroid. Facem un Polaroid. Deci, dintre toate fetele care erau singure, curate și disponibile, m-am oprit la Ioana. O tipă de 1,90 m, jucătoare de volei și înzestrată de natură cu un trup perfect. Știind că nu are partener Cum îți dai seama uitându-te la o femeie? După... Te uiți că nu e bătută și atunci zici, da, bă, n -are n A zis bă, n-are Dacă nu avea niciun ochi vânat, clar era singură uh, Știind că n ai partener și gândind Că la urma urmei voiam amândoi același lucru Nu am avut rețineri în a o aborda frontal I-a dat a efectiv în față Stimată și delicată domnișoară, ceea ce trebuie să fie la Caterinca când vine un la o femeie de 1,90 m. Delicată domnișoară. Mi-ați putea face plăcerea de a accepta să ieșiți cu mine la un cafe frape? Da, cât de specific. Stimate domnișoară, din principiu nu obișnuiesc să ies cu persoane străine, așa încât trebuie să te refuz. Mi-a replicat ea privindu-mă cu nedisimulată curiozitate. Păi avea 7 metri, normal. Să <laughs> uita la genunchiul lui <laughs> care era parte. Bine, dar eu nu sunt străin. Sunt român. Am profitat eu de mingea ridicată la fileu și am strecurat o poantă. Mă numesc Marian. Ah, bine, dacă te cheamă Marian e cu totul altceva. Datele problemei se schimbă radical. A intrat ea atunci în joc zâmbind fermecător. Eu sunt Ioana. Așa a debutat relația mea cu cea care nu peste mult timp avea să devină prima mea iubită și alături de care aveam să trăiesc timp de 2 ani clipe frumoase de extaz trupesc, dar și momente penibile. De ce asta? Știți vorba aia mare și prost? Ei bine, în cazul Ioanei avea o acoperire perfectă. Pe cât de bine arăta la corp, pe atât de rău stătea la capitolul intelect. Și nu e vorba că nu știa matematică. Matematică nu știe nicio fată. Nu, Efectiv, fata asta era săracă cu duhul. Poți să, poți să ți imaginezi cam ce făcea ea de și a dat să închei săracă cu duhul. Pe asta, adică venind din partea lui, asta efectiv probabil că avea 50 IQ, nu știu. Râdea din orice, oricând. Și nu oricum. Râdea zgomotos. Adică eu cred că deci dacă el a spus că ei proastă, probabil ea îi curgea din gură când stătea pe loc. Zice motivul pentru care o de săracă cu duh. Râdea. A, păi clar, zi, oricine și e, orice femeie care râde prostă proastă. Râdea din orice, oricând <laughs> și nu oricum. Râdea zgomotos, aproape grotesc. Și nu-și dădea seama cât de penibilă e. De câte ori mi-a crăpat obrazul de rușine când avea astfel de manifestări în public, numai eu știu. Norocul e că se revanșa în pat, unde știa meserie. Altfel n-aș fi rezistat nici două zile alături de ea, dar în minte doi ani. Până la urmă însă n-am mai suportat fazele astea de doi bani. Așa că i-am dat papuci. Și am rămas singur. Și acum? Acum ce fac? Încotro în îndrept, i-am întrebat pe ei mei. La ceva timp după ce mă despărțim de Ioana și începusem din nou să acumulez energie esențială și totodată frustrare sexuală. Și se ridica și semana în pulă. <laughs> <laughs> Dar cum începea conversații cu Uite, am adunat atâta uh, spermă în coaie. Vezi, mamă, uh, ce-s asta? coaie mari? Nu, e energie esențială, Marian, așa Ce se Nu mi spune așa, e energie se, esențială. Se dusese vraja de muie pe care o văd Ioana pe, pe șlițul lui și acum îi mm -hmm. revenise energia esențială. Marian, e vară, e frumos, eu zic să mergem la bazinul de not. Știi că notul dezvoltă organismul. Acolo sunt multe fete bine făcute, așa cum îți trebuie ție. Mi-a făcut tata cu ochiul, mecherește. Vorba aia are balta pește. Hai de unde alege ceva potrivit pentru tine. Păi, deci, în lumea ăstora, femeile oriunde erau, erau efectiv agățate în, ca niște carcase, agățate da, de da. măcelărie, să vină Marian cu taxul să mai aleargă, să mai aleargă de pis de pe mă mir că nu mă iau locul cu ceva. Da, da. Să uite, aruncat. Aruncăm niște Poșede. monede. Aruncăm poșete în <laughs> fața casei și vin ele. Fi, fiule, are dreptate tatăl tău a completat mama. Legea firii spune clar că trebuie să-ți găsești o fată robustă ca tine cu forme complexe. Deci nu mari. Complexe. Deci să ai o formă total de regulată, de colț. și se îndoaie cotul invers. Da, 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 un fel de femeia lui Picasso, așa, era o... Zice, îmi amintesc ce mișto era Carmen Bunaciu. Așa ceva trebuie ție. O știu. Cine e asta? Pe Carmen Bunaciu? Nu știu. Auzisem de Carmen Bunaciu o mare notătoare din altă generație, care în acord cu numele său fusese o bunăciune rară. Stai că e curios acum cum arată Carmen Bunaciu. Însă nu fi fost singura. Sigur se găseau tipe mișto în bazin și în ziua de azi. Nu te așa. Și e că femeile scavinu. Carmen Bunaciu. Scavinu, e un, e un an respectiv în care... Oh! Hai mă, că o să caut oameni. Că ea, este, ea este notătoare și... <laughs> nu să cred! Nu o să cred! <laughs> <laughs> eu, eu, coace, Deci, Carmen Bunaciu, o mare înătătoare în alte generații, care în acord cu numele său fusese o bunăciune rară, da? Deschid deschide, deschide, deschide un pic. Deschide un pic. Deschide un pic. Bă, mă simt prost. Băi, deci... Hai mă, n-am murit. Eu sper că am murit. Vai, mă simt foarte prost ca, că, că am râs așa la. Uh, este, mă? Da, mă, e Carmen Bunace, e de, de pe de wiki. Wikipedia. Uh, eu zic așa, dacă a murit e ok să vedem. Da. Dacă e în viață nu. Uh, nu, e în viață. Are 57, Shit, de, are 57 de ani. de ani. da, mă, da, da mă, dar cred că a văzut și a fost asta, nu cred că nu știe no. fost. Deci, <laughs> Hai, de uh, foarte multe medalii. Deci are uh, Bronzul la campionate mondiale. Uite, forme complexe, da, da. Înțeleg <laughs> Înțeleg acum forme complexe Are foarte multe medalii de aur, de argint, de bronze Da, forme complexe, dar Să mă ierte Dumnezeu, arată ca un bărbat superb în poza Bă, vă rog eu, mă, căutați pe Wikipedia Căutați pe Wikipedia Poza de pe Wikipedia Carmen Bunaciu Da, înainte de asta, puneți deoparte Tot ce aveți de făcut, da? Izolați-vă într-o cameră singură și după aia intrați și uitați-vă pe Wikipedia La Carmen Bunaciu Care a fost o bunăciune rară Oh, Bun. Vai, 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 Drept ca el le-am dat dreptate părinților și am plecat la un strand de lux. Că nu te duci să cauți pis de la strandul de săraci. No, de la strandul de lux. În care se găseau bazine de dimensiuni și adâncimi variabile. Firesc m-am oprit la cel mai lung și mai adânc. Legea firii spunându-mi că acolo puteam să găsesc fote, fete potrivite calibrului meu impresionant. Că doar nu. În -o bazin... Bazinul de 3 metri se uita care stă cu capul, care meria pe. care jos și avea capul da, scos da, exact. <laughs> După puțin timp, atunci când o cuceream pe Laura, aveam să constat că raționamentul meu fusese corect. Laura este o tipă croită parcă după tiparul Ioanei, înzestrată cu trup armonios și poftă de viață, dar completamente lipsită de glagore, discernământ și capacitate de înțelegere a fenomenului vieții. Deci glagore, eu nu știu ce înseamnă. Glagore, eu știam glagorie, înseamnă creier. Că eu m-am gândit că e ceva ce elimină fieria. Nu știu. Glagorele? Da. Bă, dar tu auzi cuvintele astea puse la oaltă? Ai întâlnit vreodată o femeie care este lipsită, completamente lipsită de capacitatea de înțelegere a fenomenului vieții? Dar nu se dar ce înseamnă asta? e mie în capul meu ce, e o femeie care nu înțelege cum funcționează clanțele și ușa. Da. Asta da. Astea, să fii complet lipsit de capacitatea de înțelege fermului vieții, înseamnă să fii legumă, nu? ai că să fii genul. Da, da. E, îi curgea din gură când se Deci, Îi curgea din gură și era ca roboțelul ăla, știi, tot încerca să iasă pentru un zid, trebuia cineva să o ia și să o pună în fața ușii și <laughs> să o și deschidă, că după aia Dar în nota. Deci era copilistă de înțelege a fenomenului vieții, dar în nota. Sau mai pleșteau pe șleau vorbind, frumoasă, dar pastă. Din fericire pentru ea, Laura se salvează pe palierul erotic, putând afirma fără tăgadă că este o adevărată mașină de făcut sex. Deci după standardele pe care le avea și taică căsătorie, eu nu știu ce cum să-mi imaginez femeile pe care mi le descrie. De altfel, cu asta m-a și ținut lângă ea un an, cu sexul ei unic remarcabil. Altfel, vai de mama ei, era săracă cu duhul. Marian, de ce spun oamenii că e atât de frigât încât îți îngheață sufletul în tine? Ce? Sufletul poate să înghețe? M-a întrebat odată prin decembrie la modul cel mai natural cu putință. Nu, Laura, sufletul nu îngheață, dar știi ce poate să înghețe? Mintea! Ba chiar sunt unii care se nasc cu mintea înghețată și trăiesc cu ea așa toată viața. I-am răspuns la rândul meu la modul cel mai sincer cu putință. Eu cred că era problemă de, de înțelegere auditivă. Că dacă eu vorbesc de la un metru la șapte, e greu să se iau de, de ciudat. După faza asta, n-a mai durat mult relația cu Laura. N-avea cum să dureze. În afară de sex, nu ne lega nimic, nu aveam nimic în comun. Ori eu, care am pretenția că sunt un om luminat și un spirit evoluat, am nevoie de mai mult într-o relație. Am nevoie să fiu capacitat ca să pot să capacitez la rândul meu. Nici nu vreau să întreb ce înseamnă capacitate. Eu la fel ca la, îți mai aminte de băiatul ăla care făcea flotări pe hol? Nu încep să intri la bănuială că ăsta era foarte prost. Da. da. Pentru că e ca faza, știi, când toată lumea vine pe contrasens, ar să tu să mergi Cum dar cu de el de toate femeile astea atât de proaste, el fiind un spirit atât de luminat? Mă rog. Și și dacă își dădea seama după ceva timp, adică niciodată la început, dacă e cineva prost să-ți seama după o săptămână. Da, mă, dar n-auzi că aveau sexe unice. Îi lua Da. Din păcate însă, așa cum v-am spus încă la început, mi-a fost dificil să-mi găsesc pe cineva care realmente să-mi placă. Legea firii. Mai în camp, așa zice da, la da, legea da, firii, da, 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 Pe care ei mei părinți o invocau de fiecare dată când încercam o nouă combinație și care spune că partenerii trebuie să fie apropiați ca dimensiuni, mi-a îngrădit dramatic opțiunile umplându-mă de frustrare și nervi. Dar am încercat, nu pot spune că n-am încercat. După Laura am ieșit pentru o vreme cu una Marina, o acrobată pe care am cunoscut-o în secția de endocrinologie de la Parhon și care, în ciuda dimensiunilor mari, se învârtea ca un titirez în pat, dar părea aterizată de pe altă planetă. Era aeriană. După Marina, am avut o aventură cu Cristiana, întâlnită la un magazin de haine XXXL pe care îl frecventam la sfatul tatălui meu, tot mai, tocmai fiindcă era un loc înse, înțesat de tipe lungane. Cristiana însă, deși arăta oarecum rezonabil, nu era bună nici măcar la pat. Că și despre altele nu mai pomenesc. Și tot așa, din una în alta, încercând să respect legea firii și să-mi găsesc o parteneră de calibrul meu, a trecut timpul, am ajuns la 40 de ani și tot singur eram. Deci ăsta, 22 de ani, a încercat să fută Femei în alte. toate femeile lungi pe care le-a găsit. Ai putea spune că cu capul nori femeile astea. Da. <laughs> Dar și el le scui pasemințe în creștere. Și tot așa, nu așa. De fapt, dacă e să fiu drept, mai mult am fost singur decât cu o parteneră. Căci în sumate, relațiile mele dau doar ceva mai mult de 5 ani. Deci, cu asta... Am început 2, Deci, unu, cu, prima, deci, cu prima proastă împuțită a stat 2 ani și cu a un an. Deci, 2 ani a fost deci, doar... Deci, de la 18 la 21 de ani a avut două relații și de la 21 de ani la 40, deci timp de 19 ani, în 19 ani el a fost 2 ani combinat. Puh. Da. Uh, dacă e să fiu drept, da, mai mult am fost singur cu partener, căci, în sumate relația mea dau doar ceva mai mult de 5 ani. Puțin. Mult prea puțin. Asta până în ziua Z, ziua în care soarele a ieșit în fine și pe strada mea. Ziua în care am dat dracului legea firii și am început în fine să-mi trăiesc viața. Mă aflam în metro privind cu invidie la semeni și întrebându-mă cu ciudă cum de ei sunt normali, iar eu sunt mare cât casa. Eram blazat, obosit, golit de sentimente, fără idei sau planuri de viitor. Și legănat molcom de roțile metroului care fugea pe șine, dintr-o dată m-am pomenit furat de somn. Cred că am dormit vreun sfert de oră judecând după numărul stațiilor parcurse. Când m-am trezit, nu mi-a venit să cred ce se întâmpla. Capul îmi căzuse pe umărul unei fete care nu mă împinsese, ci mă lăsase să stau așa. Da, zic, că era trei scaune mai încolo. Da, că da, da. Că da nu ai da. cum la 2 metri să cazi cu umărul pe... Adică trebuie să era fie... gol. Da, și el căzuse. Ea era în alt vagon. El căzuse vagonul de alături. Uh, scuze, am ațipit, am băguit eu în timp ce mă dezmăticeam și mă mișcam din poziția aceea jenantă. Am observat. Mi-a răspuns ea cu o voce caldă și seducătoare încât m-au trecut fiori. Nu am vrut să te deranjez că prea dormeai adânc. Eu sunt Daniela. Mulțumesc mult, Daniela. Mă cheamă Marian, i-am răspuns strângându-i mâna. O mână atât de mică, cum nu mai văzusem niciodată și cum nu credeam că există. Ceea ce m-a făcut să zâmbesc. Ce De ce râzi? M-a întrebat ea surprinsă. Nu râd, mustăcesc. Ai o palmă așa mică. De fapt ești mică cu totul. I-am replicat în timp ce o măsuram din cap până în picioare. Da, așa sunt eu mică. Te deranjează? De nici de cum, nu era un reproș, era un compliment. De fapt, am vrut să spun că ești mică și delicată, și frumoasă, și copilăroasă, și de toate. Chiar dacă ai șapte ani? <laughs> da? Iar tu ești mare, și puternic, masculin, și impunător, și, și... și restul. Și ești și gâscaia care face o de aur. <laughs> și, și palatul ăsta mare, noi. Da. Ia, da, nu, e foarte frumoasă. Da. E exact genul de chestia la care se uită oamenii peste 30 de ani și zic a, da, ce tare erau emisiunile astea, nu se mai fac podcasturi ca atunci. Nu se vede sutii. Lasă că o pozăm și o punem pe... Deci gândește puțin. Ei au ajuns la schimbul ăsta de replici, că ești mică și delicată și frumoasă și copiloroasă și, și de toate. Și ea zice da, iar tu ești mare și puternic, masculin și impunător. Și restul, în 30 de secunde de când s-au cunoscut. Deci el stătea pe ea, s-a trezit și în 30 de secunde Asta se discuta. Luați cu vorba, ne-am ne pomenit că trenul a ajuns la capăt. Depășiserăm de mult stațiile în care ar fi trebuit să coborâm, așa că ne-am urcat în trenul tras la celălalt peron și am pornit în sens invers, dar tot n-am coborât unde ar fi trebuit. Din Berceni în Pipera. Da. Am coborât la piața aviatorilor. Bă, ce am nimerit-o! Adevărat. Uh, tu, dacă, dacă rămâi vreodată în șomaj, oricând poți să fii țigancă ghicitare. Deci poți să <laughs> Eu jur că-ți dau de acum bani să-ți iei glob de la de cristal și mult, multă cafea. Am coborât la piața aviatorilor și ne-am dus în Herăstrău, unde am zăbovit câteva ore bune. Atât de bine ne-am simțit unul în compania celuilalt, încât am mai fistat, dar a început ploaia și a trebuit să spargem gașca. O ploua pe ea, că el era deasupra norilor. Stai, să, nu pe el îl ploua, că ea... Chiar da, prea înalt da, în da, era... da, da. Ne-am întâlnit însă a doua zi și a treia și în următoarele, iar după o lună am devenit iubiți. Nu ne-a păsat de ce ziceau unii sau alții când aflau că suntem împreună, nici de privirile mirate pe care ni le aruncau văzând cât suntem de diferiți. Iar de scandalul pe care mi l-au făcut ai mei când le-am prezentat-o pe Daniela, nu vreau să-mi amintesc, că ce-am trăit atunci un adevărat coșmar pe care vreau să-l uit. Adevărul e că Daniela nu numai că nu este înaltă, dar chiar este foarte scundă. Este o fată minionă. Practic când stăm în picioare unul lângă altul, abia mi-ajunge puțin peste brâu. Da, da, are timp să crească, are doar șapte ani. <laughs> Stai puțin să ajungă la pubertate. Că... Se <laughs> Nu, dar o să crească. Da, că el are 2 metri, asta înseamnă că el are un metru. De deci, efectiv, de, dar cum reușești? Cum poți, cum poți, dacă ai 2 metri, să adormi pe un midget? Că eventual putea să pună în metrou, știi? Putea să pună uh, umărul pe cotul să pună cotul pe capul ei și să doar Era dar... peste 3 scaune neapărat. Ah, clar. Îți crezi și ce de sex, că acolo e partener. Dar ce contează? De... Dacă legea firii spune că trebuie să fim apropiați ca dimensiuni când noi ne plăcem și ne iubim așa cum suntem, vă spun eu, fericirea adevărată nu ține cont de nicio lege. Deși decalați proporțional, asta e ca faza cu fundul matricial, da. dacă îți decalați, decalați, proporțional, asta n-ar fi o problemă teoretic, nu? Da. Eu cred că el a vrut să zică... Nu, că... zice o măsură standard statistică. Nu, eu cred că ce, vrea, ce a vrut să zică este că decalajul e de proporții. Cred că asta a vrut să zică și a ieșit decalajul. Da, cu... da, da. La fel și cu fundul la matricial, pe Că toată lumea a să-l scoată în definiții și că e pur și simplu greșit. Nu există da, vreo... Da. Deși decalați proporțional, eu și Daniela suntem împreună de 10 ani și suntem foarte fericiți. Ca fapt divers, la finele poveștii mele, vă mai spun că ambii noștri copii au o înălțime medie. Statistic, cred. Da. E genial povestia. Mă gândeam la, la uh, chestia asta că iubirea nu respectă nicio lege. Mi-a apărut repede în minte o, o memă cu doi care, nu știu, zic ce ne iubim și merg așa prin aer. Ah, că Nu da. respectă nicio lege. Da, 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 da. n bla. Pe de altă parte, asta e... Că nu poți zice că iubirea nu respectă nicio lege, că sunt cel puțin vreo două articole în codul penal. Da. da. Cel puțin, da. Care te împiedică să te combini cu fete de astea de, de șapte ani. Un metru. Dar ciudat că a lăsat o singură metru, părinte. De ce deci era? Un... Da, cred că de asta nu e bine să lași copilul să în metro. Că Când vine de... unul de 7 metri. Da, da. A, așa... a doarme dintr-un vagon în altul. Este aia că l-a adormit, a, 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 alunecat pe vreșul de fasole și a ajuns în metrou. Eu cred că el avea direct directă. După vreșul de fasole, intra direct în stația avea de în metro. la <laughs> Era la avea stația lui de metro la vreo de față. Da mă. deci almanacul, asta, almanacul ăsta uh, uh, promite foarte mult și o să mai tot citim din el. Cine vrea să-l cumpere dacă îl mai găsește, uh, să-l cumpere. Cine nu, să ne aștepte că, uh, că sunt, niște, uh, sunt niște lucruri foarte, foarte frumoase. Foarte frumoase. De pe și la următoarele. Da. Ca să-ți dau, să dau un exemplu mic într-o poveste. O fată care vrea să. Deci, povestea este că prietena ei cea mai bună a cunoscut un italian la mare, a plecat cu el, s-au căsătorit, și italianul a jurat că o aranjează și pe prietena lui nevastă sa, și așa că a apelat la o agenție matrimonială care a găsit, care a găsit în Italia un italian pentru prietena lui sa. Au vorbit mult pe mail, s-au plăcut, ea a venit în Roma la ăștia, la prietena ei și la bărbasul, timp în care exact atunci, la trei săptămâni, era plecat din Roma. Deci exact atunci când a venit ea, ăla n-a fost în Roma. Mm. Uh, dar nici n-am ajuns bine acasă, că am și primit un e-mail de la Alberto în care își cerea scuze că nu a putut fi în oraș în timpul șederii mele, dar mai, dar mai spunea că s-a gândit bine și ar vrea, dacă sunt și eu de acord, să ne căsătorim. Pentru că, după părerea lui, ne pot fi foarte bine. Și pleacă Italia. E clar. Din dar și atunci mi-a plăcut asta. Zice, e clar că nu puteam pleca cu mâna goală, așa că mi-am vândut mașina și garsoniera. Ai mei mi-au dat și ei banii pe care i-ai mai strânseseră între timp, s-au strâns cu totul vreo 20.000 de euro. Ce garsonieră unde? Nu știu frate, femeia zice că e din Buzău, dar totuși, în ce bordei să pat în pământ răiaia? Deci 20.000 de euro înseamnă casa, mașina, plus ce au mai dat a ei. Sau s a strâns 20.000 de euro. Dar ce garsonier era ea? Nu știu, frate, că mașina înțeleg că po poate mergea cu o mașină de 1000 de, euro. De sau 1000, 2000, da. Dar garsoniera, frate. Deci garsoniera probabil că nu făcea 15.000 de euro. Ceea ce îmi sună confort 3 în Petroșani, gen. 15.000 de euro, 14.000 de euro o garsonieră. Îți i casă de ea la țară din Chirpici. Nu știu, frate, da. Păi da, după aia s-a dus în Italia, Alberto era un escroc sentimental care a păcat o i-a juf... cerut 5.000 de euro, a, a, dispărut și după aia s-a întors și Uh, s-a mutat, ele. Nu, s-a mutat înapoi cu ei la țară. Și ei au mai strâns o dată bani și au mai cumpărat o garsonieră că ei vindeau pepen și zarzavaturi. <laughs> e frumos, e frumos. Bă, lumea asta e foarte frumoasă. E foarte, o, e foarte genial, frumoasă. Foarte da, da, Bă, uh, avem aproape avem. două ore, ceea ce e foarte tare. Să-l împărțim sau nu? O lăsăm ce? așa. Să-l lăsăm așa să fie cadou la toată lumea. Da. Și noi uh, ne mai vedem. Tchau!